felul în care poți să-ți educi intuiția e să te uiți în spate la eșecuri și la ce ai învățat din ele, articulându-ți intuiția. Pentru că de obicei lumea învață din eșec nu la început, ci după un timp, după ce l-a dus și de obicei, știi? Și asta vine dintr-o cercetare de-a mea și e un framework simplu pe care puteți să vă duceți în spate la eșecurile voastre, să vi-l articulați în trei chestii. Înainte credeam că, dar după aia mi-am dat seama că, de atunci eu fac asta diferit sau noi facem asta diferit. Este ultima ediție a acestui sezon. Nu știu când a fost septembrie, nu știu când e luna mai. Oricum, sunt recunoscătoare pentru asta și vreau să introduc, după această introducere, invitatul nostru din această seară, Radu, bine ai venit, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, te rog. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Să se audă pupăturile în înregistrare, în audio. Facem te rog, o dublă. Frumos, ia loc. Mulțumesc mult. O să procedăm cum cei care ați mai fost știți că procedăm în general. Am să spun câteva cuvinte până când tu, Radu, te așezi cu... În, de adevăratele, nu așa, de adevăratele pățos, acolo. Mă fac omor. În locul în care stai și te obișnuiești cu... noi, cu sala, cu să fim partea, să nu fim în sală, să fie aici. Și apoi o să vorbim despre decizii. De asta mi-era frică. Ți-era frică, ok, o să fie fun. Așadar, ai studiat pentru a fi medic stomatolog, ceea ce ai și făcut cu succes un timp. Spui uneori că asta a fost și problema, că aveai succes, deși n-ai avut vreodată chemare către stomatologie, nici măcar nu-ți plăcea. Ai preluat apoi un business de familie pentru a-l pregăti pentru exit. Nu te-ai mai întors la stomatologie, dar pentru că aveai bani din exitul respectiv, ai devenit investor în imobiliare. Ți-a fost mereu greu să dai un răspuns la întrebarea oare de ce am făcut asta. Dar ai avut și ai succes până la criza financiară când ai pierdut investiția. Când te-am întrebat despre acel timp, am ajuns la concluzia că dacă n-ai tu o orientare, te ia valul. Dacă tu nu știi de ce, te duci cu unde te duce valul. Ai devenit investitor în startups, însă ai ratat investiția în Clever Taxi, companie care acum câțiva ani a fost vândută către Daimler, într-una dintre cele mai interesante tranzacții. Dar ai învățat apoi cum să creezi un portofoliu și să iei riscuri. Astăzi ești angel investor în câte companii? Nu le-am numărat. Mai important, așa vreau, 10-12, cred? 10-12. 15, probabil. Ok. Ai început relația ta cu mediul academic ca student la MBA, la Maastricht School of Management, astăzi Bucharest International School of Management, unde astăzi ești partener și decan asociat, predai Thinking and Deciding for Business, colaborezi cu universități din Olanda și România, cursurile tale pe platforma Iversity au avut zeci de mii de studenți din toată lumea, ai experiență cu zeci de cursuri de decizie și gândire în business în zeci de companii românești sau europene. Ai terminat un doctorat în decizii în Olanda anul trecut? Acum. Acum? Mm-hmm. Felicitări! Mulțumesc! Wow. Și ești autorul la două cărți, una dintre ele în curs de apariție, cealaltă este cu noi pe masă. Alergi la maraton costumat în Mickey Mouse? Ce? Da. O să ne spui de ce la un moment, absolut, la absolut. Un anumit moment. Absolut, nu? Sigur că okay. Ok. Good. Am uitat ceva esențial? E ceva ce vrei să adaugi? Nu, asta sunt eu. Deci dacă e ce vrei, ce vrei toată să viața mea și pui doar astea, asta sunt eu cu totul. nu știu despre ce sunt eu, dar nu e nimic esențial care e lăsat deoparte. Mulțumesc mult. Mulțumesc că m-ai chemat și da, mulțumesc că m-ai prezentat așa frumos. Și așa flamboyant, de-ai zice că sunt persoană importantă. Păi ești... Dacă am ajuns la Andreea Roșca, decan, sigur. La Bucharest International. Nu, asta e vârful carierei mele, faptul că sunt aici și am apărut... A fost preluat un articol de-al meu în revista Jandarmeriei, deci sunt... ok, deci astea serios, două vorbesc. Sunt vârfurile absolut. De carieră. Oh, mă bucur că între iartă-mă. Revista Jandarmeriei și Vastem Chiunez este, da, mulțumesc. Yeah. Ok. Păi să începem cu un fel de început. 1988, te-ai hotărât să dai la stomatologie, e o poză drăguță cu tine,
pe care probabil că n-a văzut-o foarte multă lume până acum. Cu tine la stomatologie, dacă o găsim, când o găsim, o așteptăm. Dar 1988, uite-te! E bucată dintr-o reclamă, să știți, asta n-am mai zis la... La reclamă la ce? Reclamă la o pastă de dinți, vrei să zic, la care pastă de dinți? La o pastă de dinți. La o pastă de dinți, da, ok. Da, da. 1988. Spune-mi întrebarea, ca să fie mai ușor. Te-ai hotărât să dai la stomatologie, de ce? Da, da, da. Am trebuit să dau la stomatologie pentru că era foarte prestigios să fii medic. Pe vremea aia... Erau niște profesii care la mine în bloc erau foarte prețuite. Medic, arhitect. Arhitect era numai unul și era extraordinar. Nu prea mă pricepeam să desenez sau să gândesc din astea. Inginer destul de bine și cam așa, nu mai știu. Și de asemenea, dacă te uitai la profesia medicală, vedeai că ei sunt destul de asupriți. Trebuia să meargă dimineața la raportul de gardă, să stea mult, era nebunie în spital. Dar exista o specie aparte, și anume aia care stăteau singuri într-un cabinet, au proprii lor șefi. Și atunci m-am hotărât și aveam și niște exemple personale, aveam și în familie, aveam și în cercul de prieteni al lor mei. Și mi s-a părut că e exact ce trebuie, nu? Adică nu m-am gândit și la ce trebuie să faci ca să fii stomatolog. Adică ce trebuie să faci când ești stomatolog. Cum ție să trăiești o viață de stomatolog? Da, nu mi-a trecut prin cap și nu doar atâta, nu mi-am pus niciodată problema că e o alegere. Adică eu m-am dus la stomatologie, n-am pus pe hârtie niște variante și s-a întâmplat ceva și mai rău. Vorbesc pentru că la școala asta, București International School of Management, la care noi de obicei pregătim manageri pentru a fi manageri mai buni, deci e o școală de management, de business pentru manageri, de anul trecut ne-am apucat să pregătim studenți ca să avem impact mai de durată, mai de la începuturi. Și pentru asta am vorbit cu foarte mulți liceeni, foarte, foarte mulți. Și foarte mulți sunt ca mine. Au avut de ales între... Nu, n-au avut de ales. Au ales să dea la facultatea aia, întreb la ce facultate dau și ridică mâna și întreb între câte ați ales. Și între două, trei și foarte mulți aleg între una. Eu am ales între una. Eu am ales, nu mi-am pus problema să mai pun încă una. A și sunt, A. Da, exact, între A și A. Dacă sau nu, pe vremea nici nu era problema, dacă sau nu. Normal că dai, că dacă nu te ia în armată, adică era cam așa. Și s-a întâmplat ceva mai rău, în afară de faptul că am ales între una, care... Apropo, se întâmplă și în management. Lumea, în general, alege între una, între să facă sau să nu facă aia, ceea ce e o decizie incompletă. La mine a venit revoluția în mijlocul liceului. Și revoluția înseamnă că s-a schimbat tot. E clar că s-a schimbat toată viața mea. Nici nu mi-a trecut în cap să mă răzgândesc. Nici nu mi-a trecut în cap vreodată să zic, ok, jumate din clasa mea pare că dă la cu totul altceva. Nu, frate, eu dau la asta. M-am pregătit până acum. Nu? Deci tu ai dat în ce an la facultate? Am dat în 91 la facultate. Deci tu ai luat decizia în 88 și ai dat în 91 la facultate. Da. Deci între 88 și 91 n-ai avut niciun fel de altă... Niciun dubiu, zero. Lipsa de dubii este ceva ce nu încurajez deloc. Deci aș vrea să... Da, aveam 17 ani, 16 ani, poate scuzabil. Deși alți oameni, altora le-a venit prin cap să se schimbe și au avut succes în afaceri. Sunt prietenii mei, sunt foarte bogați acum. Vorbesc serios, colegii mei de clasă. Dacă te-ai duce în urmă și ai fi din nou Radu în 1988 cu ceea ce știi astăzi, cum te-ai gândi la această decizie? Păi uite, am mai avut un șoc, care la fel, în afară de faptul că a venit revoluția, prieten bun de-al meu, prieten din pruncie, ca să zic așa, a urmat cam același traiect ca mine, liceu de matefizică, făcut niște meditații la chimie-biologie și dat la medicină. Și pe la jumătatea clasei a 12-a, deci 90 toamna sau 91 primăvara, zice, băi, pe mine nici nu mă prea mai interesează examenul ăsta, pentru că eu am fost deja admis în Franța la medicină. Ce? Nu se poate așa ceva, tu ești de... Adică nu ai acolo, ce? Nu, dacă te duci la ambasadă și nu știu ce... Ce? Și eram pe... Crezi că mi-a trecut în cap să mă duc și eu? Absolut deloc. Mi se pare că există o plajă atât de largă încât dacă mă duc atunci în spate, cred că cel mai bine ar fi fost, bine, mă lua în armată, să stau un an să mă gândesc. Ce vrei să faci? Da. Doar și să experimentez. Și să experimentez. Pentru că asta n-am făcut absolut deloc. Nu am fost într-un cabinet decât
Am fost? Aha. Dar să mă duc să văd ce înseamnă să fii stomatolog? Mm-hmm. Nu. În schimb, am fost foarte bun la a deveni un stomatolog. Am intrat primul la facultate. Adică a fost vârtej în Pitești. Da, a intrat cineva primul la facultate. Dar ai și fost foarte bun stomatolog. A fost foarte bun. Ai zis că nu mi-a plăcut. Te contrazic, mi-a plăcut. Nu m-aș fi văzut făcând toată viața chestia asta. Și nu-mi lipsește, din păcate. Da. Dar mi-a plăcut. Plus că am făcut chirurgie, am făcut niște chestii. Dacă vorbim de decizii, că tu acum asta, cu asta te ocupi, cu felul în care oamenii iau decizii și cum și erori de gândire, cum ar fi. Deci te-ai sfătui tu pe tine ca înainte să iei o decizie de genul ăsta, să experimentezi și să încerci să vezi ce înseamnă stomatologia sau orice ai alege în lumea reală. Da, și uite, zic pentru că am făcut chestia asta și e foarte amuzant. E prima oară când le pun cap la cap acum. Apropo de faptul că eu mă ocup cu decizii aia care nu știu, predau, nu? Deci, nu știu ce mă întreb pe învățăm mine. Învățăm și noi. Uite, acum pun cap la cap pentru că mi s-a întâmplat și mie și s-a întâmplat și fie mie exact același lucru. Mi se părea că știu să vorbesc sau am o argumentație bună. Și întâmplător nu m-am dus să testez, m-am dus să vizitez mama mea avocat și m-am dus să, nu știu, să-i duc ceva, să fac ceva și am intrat într-o sală de judecată, nu mai știu cum arată, adică am fost și acum recent, dar în 88-89 era un haos total la Pitești și am zis că, uite, dacă ar fi ca în filmele americane, poate, dar uite, așa ceva sigur nu-mi doresc, deci mi-am validat, dar n-a fost o testare. Fiimea, în schimb, pentru că era campioană de debate, a zis că în clasa 10, așa, ce-ar fi să dau la drept. Și am un prieten avocat, de data asta, iată, predau la școală și știu că trebuie să-ți testezi căile. Și l-am rugat sau i-am zis să facă un internship acolo de săptămână și s-a întors foarte încântat. Mi-a zis foarte, foarte interesant, never in my life. Nu s-a dus la drept. Dar e atestat. A făcut tocmai data cu 3 zile ultimul examen din facultate, English Literature. Wow! Literatura engleză, da. Ok, de la drept la literatura engleză? Nu, drept, între a 10-a vreun gând. Am mai trecut până vreo 3, ceva cu matematică și filozofie. Da, deci da, Vorbește un pic despre ideea asta că s-a mai întâmplat ceva și anume, chiar când prietenul tău ți-a zis că zice în Franța, tu nici măcar n-ai admis să iei în calcul această variantă. Și mă fascinează asta. Acum. Da? Da, absolut. Mi-a zis și cum să fac. Adică, știi, l-am întrebat și cum faci, așa. Da, ți-a explicat la un moment dat, știu că am vorbit despre asta și ți-a explicat-o prin ideea asta că deciziile sunt dureroase și că, de fapt, odată ce am luat-o, nu vrem să mai trecem pe acolo. Absolut. De-aia nu ne răzgândim. Absolut, absolut. Am avut, acum, ca să mă pun eu în picioarele unui elev de acum, noi avem programele astea împreună cu un partener din Marea Britanie și ce zicem noi e ca la Miley Cyrus, pardon, la Hannah Montana, best of both worlds. Ai diplomă din UK, dar faci facultatea în România cu niște oameni care știu să facă business în România. Și îmi dau seama că dacă îi ofer unui om între 11 acum posibilitatea să facă nu, îi vorbesc despre chestia asta. Hei, noi avem o facultate, diplomă din UK, faci la București. Mamă, ce mișto. Mamă, dacă aș fi aflat acum câteva luni, dar am luat deja decizia. În ce clasă ești? A 11. Mai poți să te râzi? A, nu, că am vorbit cu tata și nu, e complicat. Pentru că deciziile grele și cu miză mare și cu incertitudine mare te muncesc, te freacă, te fac să nu dormi bine noaptea, ori odată ce ai luat-o, ai cam scăpat. Cum ai scăpat, nu știu. Adică nu se știe cum iese operația, dar măcar m-a tăiat, frate, măcar știm o treabă, știi? Și nu vrem să ne mai întoarcem. Nu vrem să ne întoarcem, da. Ok. Ai vreun sfat sau vreun fel de a face lucrurile ca să facă mai ușoară, cum să zic, chestionarea deciziilor pe care de-abia le-am luat atunci când apare altceva pe drum? Ce ai sfătuit vine, pe cineva? Da, vine din ficat asta, vine din comoditate și din faptul că interlocutorul tău a distanciu ne-a învățat pe toți că avem un creier leneș și căruia nu-i place să se gândească mai mult decât e cazul. Și dacă s-a gândit toată, lasă-mă în pace, m-am mai gândit. Nu mă trezi, trezește-mă când e ceva nou, știi? Trebuie pentru care dacă e din ficat, cred că ar trebui făcută cu ficatul și cred că asta ar trebui educată de la
din copilărie, deci dacă sunteți părinți, învățați-vă copiii că e ok să se răzgândească și e ok ca voi să vă răzgândiți și nu e rușine. În al doilea rând, e amuzant că dăm adesea sfaturi mai bune altora decât nouă înșine. Da. Atunci ai putea să te întrebi, ok, dar dacă ar fi prietenul meu și ar avea ocazia să plece în Franța, ce zice? Du-te, frate, în Franța, că e mișto în Franța. Bine. Unii oameni s-au întors din Franța, să știi, care au bucuria să plece și au făcut o facultate foarte bună la București. Dar nu înseamnă să nu încerci, știi? Mie nici nu mi-a trecut prin cap să încerc. Nu mi-a trecut prin cap să încerc altceva. Nu mi-a trecut prin cap nimic. Eram pe o cale bătută. Am dus calea la capăt și am dus-o bine, mi-am făcut rezidențiat, ceva început de carieră frumos, dar imediat ce am intrat am cotit-o și am făcut ziaristică 4 ani de zile, deci în timpul facultății, așa că am mai încercat încă ceva și aia poate mi-a destupat mintea și mi-a arătat că nu e o singură cale, sunt multe trenuri. Mă întorc la liceenii tăi și la discuțiile pe care le faceți cu ei și dacă găsim poza cu liceenii, că mă recunoscătoare, mulțumesc, aceasta... și faci cu ei un proces care se numește decide ca un CEO. Ce înseamnă asta? Păi eu știu să predau, am o serie de module despre cum trebuie să ia managerii decizii. Și la un moment dat colegii mei mi-au zis, hai să mergem într-un liceu, așa a început ca o testare, hai să mergem într-un liceu să le vorbim despre școala noastră, despre faptul că avem un program nou de business pe care poți să-l faci în România, UK, știi, ți-am zis. Și am zis, da, mi-ar plăcea foarte tare decât să mă duc să le vorbesc despre școală, să le vorbesc despre ceva ce le-ar folosi și în ultimele 5 minute să vorbesc despre școală. Și chestia asta, apropo, a fost foarte bine primită, am făcut asta în foarte multe licee, am făcut-o împreună cu colegii mei și ei fac asta destul de des, dar am făcut-o în, nu știu, zeci de licee, cred că niște zeci de ori, nu știu, zeci de orașe, vreo 10-12 orașe mari din România și niște mii de liceeni. Apropo, avem o colegă aici, Teo, pe care nu știu, o felicit și mă ploconesc că ne-a trimis în toate liceele astea și... Și colega înveți? Noastră și tocmai a terminat clasa 12, ca să fim clar. Felicitări! Și am adaptat etapele pe care un manager știe că ar trebui să le facă, dar nu le face. Și cum am putea să-l determinăm să le facă, am adaptat la deciziile lor importante. Unde să dea la facultate, ce decizii mai au, mai au liceenii. Cum decide un CEO? Sau cum ar trebui să decide un CEO? Pentru că așa și încep, voi credeți că CEO și nu știu care e pluralul. Dacă sunt plătiți mult, înseamnă că decid întotdeauna corect sau decid bine sau decid cum ar trebui să decide prin procesul pe care nu se întâmplă chestia asta și plin de studii. Nu, ai spus mai devreme că aleg în general și ei între a face sau a nu face ceva. Da, e vreo 70 ceva, dar nu din studiul ăla pe care citam eu, un nene Paul Nutt, nu de CEO, mai rău, de board-uri, deci oameni care vorbesc între ei. 70 ceva la sută din deciziile strategic importante sunt luate după evaluarea unei opțiuni. Yay! Okay. Nice! Știi? Și mai zici că în viață ar trebui să decidem noi dacă bordurile astea de multinaționale, și ce le zic este că, în primul rând, ar trebui să aibă mai multe opțiuni și înțeleg asta și cred că și voi înțelegeți chestia asta. Da, doamne, ar fi mai bine să ai mai multe opțiuni. Și chiar e studiat că iese de 6 ori mai bine dacă e cel puțin 2. Deci e pe bune de 6 ori mai bine. Ok. Ce înseamnă? Stai puțin. Ce înseamnă de 6 ori mai bine? Tot din asta s-a dus într-un alt studiu, s-a dus la o companie nemțească, că ăștia documentează tot, a luat 10 ani de decizii, o companie medică, medie tehnologică, deci cu multe decizii. Și într-adevăr, ea luaseră niște decizii după ce au cântărit o opțiune, două opțiuni, trei opțiuni și așa mai departe. Și s-a uitat la rezultat, nu știu cum l-a cuantificat, adică știam, dar am uitat, unele față de alte. Și e de 6 ori mai bine, de 6 ori, deci nu cu 30% mai bine. Să ai câte opțiuni? Cel puțin 2. Cel puțin 2? Da, cel puțin 2. De mai pui încă una acolo. Ok, deci asta e prima parte. Prima parte și e amuzat, uite, dacă asta se declin, dar merge și în viață și, uite, o să vă întreb...
avem impresia că suntem raționale, așa, dar decizii importante de genul să ajungeți în jobul pe care l-aveți. Ați avut două opțiuni pe masă, în afară de aia unde erați atunci și v-a sunat cineva de la recruitment, știi? Ok, dacă tot v-a sunat, dacă tot sunteți pe piață, mai căutați două să le puneți una lângă alta. Nu știu, e cineva care a făcut asta? Ne-a prins un pic luminile să vedem câte mâini se ridică la mai mult de două opțiuni. E cineva care a făcut asta? Ok. Și cine a ales într-o singură... Hai să vedem. Cine a ales într-o singură opțiune când are jobul ăsta? Eu, da. Da, vedeți ce se uitați-vă în jur, da? Cine a ales într-o singură facultate? Ah, și eu la fel. E majoritatea, deci așa, nu știu dacă înțeleg. Noi vedem da, de da, aici. Da, da, deci cam așa, cam așa. Și ideea este, mulțumesc frumos că vă jucați cu mine, ideea e că trebuie să te forțezi. Trebuie să te forțezi să faci chestia asta și mă uit și la manager și mă uit, dar nu, e... Înțeleg conceptual, dar după aia când îi pun, ok, mai pune ceva lângă. Uh-huh. De ce? N-am ce să mai pun altceva. E, uh-huh. E bine așa, lasă așa. Și în afară de asta, deci să ai cel puțin două opțiuni. Să ai niște și după care să ai o metodă structurată prin care să... Adică să ai niște criterii, să le pui greutăți diferite asupra lor, să măcar să scrii pe o foaie de hârtie, ca să fiu clar. Care sunt criteriile? Măcar să scrii pe o foaie de hârtie cum iei decizia. Uite, astea sunt variantele, cum o să iau decizia? O să vezi că e greu. Oamenii nu reușesc să scrie nici măcar problema. Oamenii, am un modul de problem solving și am manageri care știu exact ce problemă au. Adică au probleme. E cineva care nu are probleme la serviciu? Nu râdeți că am întâlnit din astea și mă întreb pentru ce iau salariu oamenii. Și atunci zic, care e problema care te arde cea mai tare? Da, aia, care? Cu retenția. Scrie pe hârtie. E greu să ne structurăm în cap și care e problema. Dar minte care sunt opțiunile. Dar minte care sunt criteriile după care alegem. Și astea sunt niște pași clari. Știi? Eu am făcut exercițiul acela cu definirea problemei. Cu definirea problemei pe care tu l-ai pus online cu guidelines, așa. Măi, mi-a fost foarte greu. E greu, adică, nu? Da, mi-am dat seama că, de fapt, problema, ce credeam eu că e o problemă, nu era absolut deloc o problemă, era ceva foarte vag, care n-ar fi putut fi rezolvat niciodată. Te-a ajutat în vreun fel? M-a ajutat foarte mult. Sunt acum tentat să-ți cer ori 5 lei pe Revolut, ori procent din cât te-a ajutat. Cerem 5 lei pe Revolut, 5 lei pe a fost Revolut. un exercițiu practic. Actually, cred că trebuie să-ți dau eu ție 5 lei pe Revolut, că ai testat în alta noastră. Dacă sunt în grupul select de beta, da. Mulțumesc frumos. Da, e foarte, foarte bună. O să unde se află această serie de întrebări de definire a problemei? Se află, actually, am pus-o de curând, că am dat-o cuiva să se joace cu ea. Eu am o platformă care se numește Thinking in Business și pe ea sunt niște tools și cred că e ultima, penultima de la sfârșit, la tools se numește Define. Define. Da. Ok. Dar e încă, nu e beta, e înainte de beta, alfa, no, e omega, că e un cerc așa. E fără GDPR, puteți să nu vă dați numele, să ziceți că vă cheamă Kermit pe toți. Deci, două opțiuni, trei, criterii, și mai bine, trei și mai opțiuni. Bine. Criterii. Nu mai mult de trei că te încurci. Scuze, paradox of choice, e altă... Criterii și după aia să nu iei ca și cum e bătută în cuie și să testezi. Să testezi repede, ieftin. Mă amuză că pentru companii mari care au departamente de testing, cel mai des încearcă prin trial and error, care e secvențial. Adică ce fac ei cu un proiect e să-l înceapă. Pe bune? Știi? Deci cum? Oamenii, companiile testează proiectele începându-le. Înțelegeți, dacă tu, de exemplu, vrei să faci o serie de evenimente care se numesc The Vast and the Curious, te apuci și faci o serie de evenimente și vezi dacă merge sau nu. Nu. Fă unul sau vorbește cu trei oameni sau fă un studiu sau pune un semn în față, aici se întâmplă The Vast and the Curious, dar înăuntru nu e nimic, știi? Adică vezi câtă lume intră. Faci un test, un fel, să există o grămadă de feluri de a testa ideile. Lumea nu face asta. Și asta e nasol că o faci secvențial, adică încerci ceva, nu merge, încerci altceva. Pe când dacă faci testare, poți face mai multe în același timp. Poți să încerci mai multe prețuri în același timp, poți să încerci mai multe proiecte în același mai timp. Mai multe feluri de comunica. Dar trebuie niște creieri care funcționează în paralel și e greu. Nu știu, dacă vi se întâmplă vreodată să nu puteți să planificați vacanța a doua, vi se întâmplă chestia asta? Adică aș vrea să merg la vară nu știu unde, dar stai să termin cu Paștele. Adică stai să mă întorc din aia de Paști, dar se termină bilete. Și asta este... E alt mental...
Asta da? E pentru că nu putem procesa în paralel? În principiu ne e foarte greu. Ne e foarte greu să mergem să... Nu ne se pare că e în paralel, ne se pare că e așa, secvențial, sărind niște pași și e aiurea să sar pași. Cum adică să sar pași? Și există vreun fel în care putem să ne păcălim ca să testăm trei variante în același timp? Adică, să zicem, trei feluri de comunicare sau... Da. Trei prețuri sau... Da, să ai mentalitatea de testare, să înțelegi științific sau pragmatic ce înseamnă testare, pentru că lumea nu știe ce înseamnă testare, lumea încearcă. Încearcă în speranța când încerci ca să reușești. Mindset-ul este încerc, am reușit, n-am mers, las că poate învăț ceva, dar e eșec. Da? Pe okay. când dacă mentalitatea este de avem niște ipoteze pe care le testăm și dacă pică e valoros... Ne dăm seama că o ipoteză nu e singură, ci are niște ipoteze concurente. Și anume, poate să fie, nu știu, un preț mic, mare sau mediu. Sau pot să fac cafeneaua mea acolo sau acolo sau acolo. Sau să fac cafenea, să fac o vinărie. Cafenea cu vinărie seara, asta e altă problemă. Că lumea, în general, se gândește la posibilități care se exclud reciproc, știi? Uh-huh. Băi, aș vrea să fac ceva de business, dar mi-ar plăcea să fac și ceva în Horeca. Păi da, poți să faci un business în Horeca. Pot să fac, nu știu, cafenea sau vinărie sau pot să plec pe Il Camino, știi? Ok. Și cum testez? Păi nu știu, încearcă, du-te două zile să fii barista undeva, vezi ce înseamnă aia, du-te până în Făgăraș sau unde te duci, sau du-te până la Znagov pe jos, vezi dacă pe Via Transilvanica. Absolut, Via Transilvania, da, absolut, sunt fan băieție. Da, ok. Vreau să vorbim un pic despre altă temă. Că-s curioasă aici cum ai luat deciziile. Spui că te-ai suit în trenurile care au trecut pe lângă tine. Și aici e vorba de momentul în care te-ai dus la MBA, la Master School of Management. Este vorba despre felul în care ai ales să faci un doctorat în Olanda. Deci că ai spus da să te ocupi de acel exit din afacerea de familie când familia te-a rugat. Dar... Și spui, m-am suit între noi că au trecut pe lângă mine. Și cumva așa am ajuns aici și așa mi-am construit cum ar fi norocul. Și curiozitatea mea este, și n-am vorbit despre asta, este cum spui da și nu, adică prin gările noastre trec foarte multe, prin gara fiecăruia dintre noi trec foarte multe trenuri în fiecare zi. De ce te-ai suit într-unul și nu în altul? Ai vreun set de da, nu... Pentru asta? Adică ce-i pentru tine oportunitate, știi? În primul rând aș vrea să te contrazic și înțeleg ce vrei să spui, pentru că învăț și eu viața acum și e plină de oportunități și e mai greu să refuz. Dar eu mă văd pe mine acum 10 ani, de exemplu, când n-aveam. Era pustiu și mă întrebam ce fac cu viața mea. Eram confortabil financiar, n-aveam absolut nimic de făcut. Adică tocmai terminasem un MBA, încă nu se întâmplase nimic cu MBA-ul ăla și dădusem kicks cu niște investiții imobiliare. Adică am făcut, a venit criza, am pierdut bani. N-am pierdut banii toți, am intrat cu atâta și am ieșit cu atâta. Și și acum ce fac? Și am un grup de terapie de grup, sau aveam pe vremea un grup de terapie de grup, și anume jucam tenis și beam bere după aia. Și la berea de după aia, prietenii mei aveau niște business-uri pe care le făceau din suflet. Erau amândoi antreprenori, făceau ceva cu comunicare și cu de-astea și erau bine și ziceam, păi da, ajutați-mă și pe mine să-mi găsesc ceva care îmi place. Lumea nu se afla la intersecții mari de oportunități de obicei. Eu sunt norocos că acum mi se întâmplă, tu ești norocoasă că ți se arată, eu cred că atragi lucruri mișto spre tine, mi se pare că și le structurezi bine, dar lumea nu face chestia asta. Dar acum să-ți răspund la întrebare, cum știi în care tren să te sui? Nu știu exact, pentru că e, adică dacă vrei să spun cum aș sfătui pe cineva să facă chestia asta. Și dacă, cum faci tu? Da, hindsight, dacă te uiți în spate, eu n-am făcut așa, nu am făcut așa, dacă stau să mă uit cum am făcut eu, mi s-a părut sexy trenul. Mi s-a părut că pot să mă dau. Asta e un motto pe care mi-am descoperit recent, că e să te dai, ca la ski. Mai puțin. Ce înseamnă asta? Să închizi ochii și să... Poate e pericul. Adică, știi? Ideea e că dacă faci primii 10 metri, după deci aia te... prima e să ți se pară sexy și a doua este dacă ți se pare sexy, zici... Să te dai. Dar, uite, norocul meu... În toate trenurile în care m-am suit, este că nu m-am dat jos să rămân pe un peron sau un câmp și după aia să mă sui în alt tren care trece pe acolo.
cumva am reușit să le împletesc, adică am mai practicat un pic până m-am lăsat de tot și am început chestia asta cu business-ul, nu știu ce. Am predat un pic și eram gata să mă înscriu la un doctorat până a venit oportunitatea cu doctoratul din Amsterdam și eram, ții minte că ai râs de mine, că ți-am zis că mi se părea că sunt ca Van Damme care merge cu picioarele, deci pur și simplu mergeau două trenuri. La un moment dat o iau așa și oricât aș face eu de bine șpagatul, nu fac foarte bine șpagatul, la un moment dat trebuie să te hotărăști, știi? Și atunci ți-e mai ușor. Dar dacă trebuie să te dai jos și după aia să aștepți să vină altul, probabil că e mai greu. Nu știu să-ți spun. Dar probabil... Dar spune-mi, explică-mi ce e un tren sexy. Să-ți placă ce faci, era foarte mișto. Am încercat și mă trezeam de dimineață și mă trezesc de dimineață bine cu chestia asta. Să-mi placă în ficat, să mă învăț făcând chestia aia un timp de acum încolo. Și ce ai sfătui pe cineva apropo de oportunitate? Am sfătui să-și găsească de ce-ul. Dar un de ce mare acolo, de ce, despre ce sunt eu, cam asta aș sfătui. Aș sfătui să-și găsească un scop înalt. Și mie mi se pare, uite, de exemplu, când m-am apucat cu chestia asta, care iarăși mi s-a întâmplat, am avut niște profi, făceam eu asta, citeam, eram destul de pasionat, dar nu eram un specialist. Vorbești de gândire critică. Vorbesc de gândire critică și am avut la MBA-ul pe care l-am început încă, eram implicat în școală, dar nu predam nimic, eram în board, scrisesem planul de afaceri ca să mergem la Maastricht. Am făcut exercițiu cu mission, vision și ele sunt scrise de mine așa și... Da, un dentist, da? Și nu predam și la un moment dat am avut o serie de profi care au avut feedback, avem un mecanism de feedback foarte clar, care au avut feedback nesatisfăcător și la un moment dat... Față de tine? Nu, față de feedback-ul studenților după critical thinking, ca să fiu clar. Deci au fost niște profesori de critical thinking care au luat niște calificative nu foarte bune de la studenți. Da, care aveau califica ceva ca să facă chestia asta. Și așa am încercat și eu și m-am chinuit un an, am făcut un curs, mi-a plăcut la nebunie, am transpirat 3 tricouri în prima oră, am scris... La primul curs? La primul curs, la prima oră, cred. În prima oră, vorbesc serios. Am scris cu pix de la, cu carioca care nu se ia pe whiteboard. Pe tablă. Și am vorbit ca un tâmpit, nu mai fac chestia asta. Am cer scuze față de RO 4, suntem la RO 13, o să înceapă RO 14 în toamnă, da? Deci asta se întâmpla acum 10 ani. Îmi cer scuze față de RO 4, dar am avut un curs în care jumătate era filozofic, ce este adevărul, cum structurăm un argument, cum e cu concluzie și premize. Și da, acum e mai ceva aplicat pe care poate să-l aplice. Mircea Miclea spunea când am stat de vorbă cu el tot la Vast and Curious, spunea că pentru el cea mai bună metodă de a înțelege ce vrea să spună este să le predea studenților absolut. Le spune să-l lase în pace, că el tocmai își rafinează o idee, tocmai sculptează o idee și când o să fie rotundă, poate să dea cu el de pereți, dar nu până atunci. Până atunci el... Lasă-mă puțin că tocmai eu zic, nu? Cum ar veni? Da, asta e o chestie, o teorie în management care se numește sense-making, despre cum te prinzi de chestii și te prinzi de chestii nu la tine în cap, ci te prinzi ori zicându-le, ori făcându-le, ori vorbind cu ceilalți, da, dar nu la tine în cap, adică sau rar la tine în cap. Poate la duș, dacă de la asta mi s-a tras. Ok. Hai să vorbim puțin despre partea de imobiliare. Yay. Pentru că mi se pare importantă ca experiența ta, pentru că a fost, pentru că când te-am întrebat, bă, ce a fost în mintea ta cu imobiliarele, ai spus, păi nu știam ce să fac cu timpul și cu banii. Când mă întrebam de ce fac asta, nici măcar nu puteam să dau un răspuns. Absolut loc, dar nu m-am întrebat, asta e. M-am întrebat acum când am vorbit cu tine. De fapt, efortul meu de sense-making asupra perioadei mele de atunci a început când am vorbit cu tine premergător întâlnirile noastre. Pentru sunt că și de ce ai de folos făcut... la ceva. Da, da, e foarte de folos. Scoți cum... Ți-am scris pe carte, scoți ce e mai bun din mine. Mă întreb acum de ce am făcut și n-am un răspuns, chiar n-am un răspuns. Deci ai început cu casa ta? Am început cu casa mea și cu o relație bună cu un constructor. Și m-am prins că e un constructor bun, cu care sunt și acum și prieten și avem un parteneriat. Mă țin departe de orice fel de investiție, dar și mi s-a părut că e serios, face bine ce face.
Și la un moment dat a venit o oportunitate, toată lumea făcea chestia asta, hai să facem niște case în roșu. Deci, am făcut case în roșu, ca să înțelegeți. Și am făcut și niște clădiri mai mari pentru birouri. Dar cu casele în roșu a fost, hai să vedem case în roșu. De ce nu, știi? De ce nu? De ce nu, după părerea mea, e un argument prost. Și că vorbim de decizii, practic. Pentru mine, tu ai luat decizia mine, de a face lucrul decizia, ăsta. Am făcut-o, dar am muncit mult la chestia asta. Eram acolo în fiecare zi, eram... N-a fost bine, ca să fiu clar. Nu că a venit criza, n-a fost bine, nu mi-a plăcut deloc. Mi-a plăcut să construiesc case, mi-a plăcut să le văd crescând așa. Am făcut și niște case mai mari și aia, să fii pe fiecare placă și să, nu știu, stai cu muncitorii când plouă și cade șanțul acolo. E interesant. Dar după aia, mai ales dacă vrei să vinzi, mai ales dacă vrei să vinzi în perioada aia tulbure în care ești rechin imobiliar și vai de mine. Chiar am făcut case mișto și oamenii sunt fericiți în ele, dar... Epuziare, nu? Epuziare acolo, nu scărămizi acolo înăuntru. Putem să poți fac o gaură acum, nu face doar nicio gaură, dar vină cu un expert să facă. Hai, doamne, că vrei să mă păcălești. Deci e oribil să te ia lumea de așa ceva. Nu știu ce căutam acolo, chiar nu știu ce căutam acolo. Doar că DC-ul, apropo că de la asta porniserăm, DC-ul înalt nu era acolo. Dar nu ești măcar un DC mic, așa, știi? Un DC-uț mic. A fost un DC nu. A fost un DC nu. Și spui că DC nu... Toată lumea făcea, dacă vrei să fiu clar, știi? Toată lumea făcea ca asta. Ca la stomatologie, da. Nu, la stomatologie nu toată lumea făcea. La stomatologie... De oamenii pe care mirai tu făci. Părea cool. Aveam două modele, da? Deci zici că DC nu este un criteriu bun. Absolut deloc. Trebuie să-ți găsești un DC, da. De ce nu e un criteriu bun atunci când ne gândim să luăm o decizie? Pentru că nu te duce nicăieri, doar îți anulează, e o jumătate de decizie, de ce nu? Adică, în primul rând, nu-ți restrânge destul de mult. De ce nu? Trei sferturi de opțiuni probabil că se califică, da? Nu discriminează între mai multe opțiuni. Și în al doilea rând, nu-ți rafinează, nu te aliniază pe tine cu chestia respectivă. Pentru că atunci despre ce ești tu? Dacă e de ce nu, tu despre ce ești? În ce măsură viața ta ce trăiești tu sau dai cu banul? Că de ce nu e dat cu banul? De ce nu e... Ce nu? Hai să urmez o pasiune nouă, care ar fi aia? Actoria. Sau hai să mă apuc să fac fotografie. De ce? De ce nu? Păi nu, adică trebuie să-mi placă, trebuie să mă duc acolo, știi? Și cu trenurile este un pic de să-ți cauți DC-ul și îți povesteam că poate am avut noroc că m-am suit în trenul ăsta. Mi-am dat seama că e probabil, pot să schimb niște mentalități. Am vorbit cu niște studenți pe care am făcut cursurile alea online și am avut feedback incredibil de la... Am avut niște zeci de mii de studenți de toată lumea. Era la moda cu MOOC-urile, știți? MOOC? Nu MOOC, ci MOOC. Massive Online Open Courses. Și erau foarte mulți din toată lumea. Și zice, să facem, să facem. Și mi-am dat seama că e de folos chestia asta și mi-am luat un de ce mai mare, știi? Să sunt chestii studiate, să apuc să le dau la cât mai multă lume. Și chestia asta îmi reglează, îți funcționează, e ca la... E cineva care are mission, vision, values la companie? E cineva care le știe acum, dacă o să vă întrebe. E cineva, care le folosește la decizii vreodată? Dacă aveți o dilemă de genul de să-l dau pe la afară sau să mai lucrez cu... sau să încep cu un... vezi, mai puține mâini și... Da, da, îți spun. Culmea e că știu mâinile, așa că... Exact, asta vreau să spun da. Și eu, da, da, da. Îți folosește la dileme. În momentul în care ai o misiune sau o viziune, noi vrem să facem asta cu asta... Îți folosește la dileme mici, îți folosește la dileme mari, evident, dar îți folosește la dileme mici. Auzi, să fac cu ăsta sau cu ăsta? Păi nu știu, cum ziceai tu adineauri, să lucrez cu multinaționale dacă sunt dedeman sau cu antreprenori români. Păi da, multinaționale, uite, e mai predictibil. Da, dar eu nu sunt despre asta, o să fac. Dacă DC-ul meu e mai mare decât cash flow, da? Sau decât predictibilitatea sau decât bonitatea, atunci și-am mai întâlnit mulți antreprenori care au valori din astea care par de fraieri, știi? Hai mă, banul, nu, cum ar fi mai integritate, departe. Cum ar fi integritate, cum ar fi să lucrezi, am mai întâlnit de mai multe ori, să lucrezi cu oameni care îți sunt aproape, adică cu oameni din România, să încurajezi antreprenoriatul. La mine a fost să dau asta cât mai des, cât mai și mult. Și cumva e foarte interesant că în momentul în care te-ai prins că asta vrei și că asta îți place și că asta te animă, pare că ți-a aliniat după aia toate deciziile, absolut, nu? Absolut. Ce și mai am o chestie cu un tren, dacă vrei să mă întreb din nou. O să-ți răspund. Da, în ultimul timp m-am prins de chestia asta și anume să fie sinergic, să nu-ți aducă doar
Adică m-am prins că poți să mergi mai bine decât Van Damme, ca un fel de caracatit, așa, pe mai multe trenuri deodată. Adică același tren, actually, același tren, actually înseamnă, e în altă limbă. De fapt, același tren te poate duce în mai multe locuri. Și atunci, dacă ție îți răspund, uite, îți dau exemplu cu ce m-am apucat să fac. M-am apucat să fac chestia asta. Sunt tot fel de unelte pe care sunt sigur că le știți, nu știu, Five Wise și așa mai departe, pe care... Acum va trebui să vă împușc pe toți care ieșite de aici, pentru că eu m-am gândit și acum trebuie să, ca la orice, fac angel investing și sunt foarte mulți de ăștia care nu zic ideea, nu zic ideea, ba da, ziceți ideea, că așa se... pe care nimeni nu le-a digitalizat. Și asta facem, facem o suită de tool-uri de decision making. Și mi-am dat seama că e un trend bun, pentru că mă ajută la școală, pentru că le folosesc ca unelte în timpul cursurilor, mă ajută... la școală, la ceva care mă muncește și mai tare. Oamenii zic, wow, ce mișto e chestia asta și peste două săptămâni au uitat. Ori dacă e tool-ul acolo digital, îl folosesc. Mă ajută să scriu în ultimul articol pe care l-am scris în Biz, am băgat un QR code. Folosiți chestia asta, apropo, am scris totul despre cum îți definești, folosește să cercetezi, pentru că am niște idei despre cum să folosesc chestia asta ca să cercetezi. Și ai și niște și date, folosește la urge-ul meu antreprenorial că am fost cumva pe dos, am fost angel investor în momentul în care piața era mai favorabilă cu fondatorii. Și nu mi-a trecut în cap să fac ceva în direcție. Deci, cum ar fi, a intrat când era piața sus. A intrat când era piața favorabilă fondatorilor, nu angelurilor. Exact. Okay. Deci, dacă trenul îți face o sinergie măcar de două, dacă trenul în care te sui îți răspunde la două DC-uri din două chestii diferite, atunci s-ar putea să fie bine. Zic, asta e la mine acum, mai întrebăm peste două luni. E foarte interesant. Poate mă răzgândesc. Da. Vrei să o indesc pe răzgândire? Dacă vrei. Dacă vrei tu. Sigur. Yay! Că suntem amândoi fani acestei idei în ultimul absolut, timp. Absolut. Vorbește-mi despre răzgândire, despre ce te-ai răzgândit în ultimul timp. Nu, lasă-mă pe ce. Cum? Articolul din revista Jandarmerie este de fapt un prim articol pe care l-am scris despre răzgândire în revista Biz și m-a sunat un locotenent colonel, m-am speriat. Era înainte de 9-11 nostru, sau cum se cheamă ăla din august. Și mi-a zis că e foarte interesant, dar dacă am și o poză la cravată, că nu poate să pună poza aia de... Cu Mickey Mouse, da, cu, că tu trimiți poza aia la toată lumea. Da. Și de atunci am tot început să mă interesez de chestia asta și sunt o grămadă de mecanisme psihologice sau sociale despre cum sunt eu sau cum suntem noi, care ne împiedică. Adică noi suntem făcuți să nu ne răzgândim. E foarte bine să nu te răzgândești. Yay. În ce sens suntem făcuți să nu ne răzgândim? Păi ne place așa cum e. Oricum ar fi. Adică în engleză e chestia asta de devil you know. Știi? Ne place apartamentul nostru care în care îi alți dau, eram cu manele odată la două zile și nu știu ce și gândacii, dar sunt gândacii mei. Adică unde mă duc eu în altă parte? Ce știu eu ce gândaci uriaș o avea acolo sau ce trece cu Bach, adică Doamne ferește. Adică ne obișnuim cu situația asta. Ne obișnuim cu situația asta și atunci de ce să te schimbi? Nu te schimbi pentru că ai investit mult aici. Eternul și fascinantul sunk cost. E cartea asta pe care împreună o admirăm de la Annie Duke, Quit, pe care într-un fel foarte amuzant m-am hotărât să o ascult asta toamnă în timp ce alergam un maraton și mă dureau toate. Și dădea exemple cu maraton, cu oameni din maraton care ca tâmpiții au alergat cu fractură și mai bine pun niște muzică, deci nu, na. Și dar, nu te-ai oprit din alergat. Doamne ferește. Eram înscris. Deși eu ascultai că pe absolut, și mi-a explicat clar de ce să mă opresc și cum ar veni, ce poți face să tacă din gură, nu? Adică denial e un fel foarte bun de a da ceea ce e bine de făcut la o parte, știi? Cine eu? Ce? Hai spun muzică. Ce? Ce? Nu. Despre răzgândire, da. Eu cred că... și mai sunt din astea. Vine lumea să te răzgândească. Ce, prostul tău? E nasol să fii prost. Și mai nasol e să fii prostul cuiva. Adică, dacă mă răzgândesc, înseamnă că am luat o hotărâre proastă în trecut. Da. Și sunt prost. Și nu e așa ceva. Nu ne răzgândim ca grupuri pentru că groupthink, pentru că e armonie și cum ar veni, nu vin eu aici și să primul zic. Care strică armonia își asumă un risc foarte mare. Nu ne răzgândim pentru că nu renunțăm, pentru că din păcate nu trăim într-o societate care să
tolereze ideea că cineva renunță. Nu trăim într-o lume. Uite, de exemplu, e un nene pe care îl cheamă Kerry și care a contracandidat cu Bush Jr. la președinție, John Kerry, și pare se că a pierdut din cauza unei chestii, și anume a avut, era parlamentar ceva, senator, a avut o poziție clară, era ceva destul de bine, nu mai știu exact ce era. După care au venit unii cu niște rapoarte și l-a zis, doamnelor și domnilor, m-am răzgândit. Adică, și ăștia au, în engleză, flip-flop, nu știam ce chestia asta, flip-flop înseamnă care te îmbătăie vântul, așa, adică când e stânga, când e dreapta, flip-flop. Și nu mai putea să iasă la speech-uri oficiale, că lumea începea să cânte flip-flop, flip-flop. Au făcut flip-flop și cu el, deci am niște poze cu flip-flop și flip-flop și John Kerry pus acolo, da? Și unii zic că acest lucru, faptul că, evident, partea ilaltă a utilizat faptul, ăsta se răzgândește, frate. Îl vreți pe ăsta președinte? Se răzgândește. Uite, ok, bazat pe niște date și lumea, iată, nu societatea românească, ci societatea din altă țară, l-a dat afară. Și cred că mai e ceva interesant cu asta, cu răzgândirea, este că dacă nu te răzgândești, apropo de decizii care închid sau care deschid lumi, este, n-ai oportunitatea să evaluezi alte drumuri. Este absolut, un absolut cost de oportunitate pe care nu-l luăm ca în calcul niciodată aproape. Atunci când nu testezi în paralel, cum ziceam, vezi, și tu gândești tot așa, că ori faci asta, ori da, o faci pe ailaltă. Păi dar da, se poate să o faci în paralel, poți să testezi mai multe lucruri deodată. Adică faptul că dacă aleg, nu ne gândim niciodată că dacă eu aleg să stau aici cu tine de vorbă în această sală și să fac aceste evenimente, oportunitatea de a face altceva cu resursele și cu timpul ăla este sacrificată, cum ar fi. Mie îmi face plăcere, nu, stai, îmi face, dar zic ca idee, că alegând asta, da. Eu mă întreb, nu care aleg e costul de oportunitate al oamenilor care stă în sală? Frumos afară, terasele spline, da, ce căutați aici? Asta e părerea mea. Ai dreptate și mai e încă mult ceva. Mult mai bună decât exemplu, ca că mie îmi place lucrul ăsta la șalegiu. Exact, plus că eu sunt la Andreea Roșca. Ce poți să faci mai bine data? Dar mai e încă ceva și chestia asta nu știu din cărți, chestia asta mi-a venit mie. Rar sunt unele lucruri pe care le predau și care mi-a venit mie în cap. Și anume, n-ai ocazia. Adică, în general, ne răzgândim când vezi un contraexemplu, când mergi la școală, când ți se întâmplă o tragedie, când îți schimbi perspectiva major, când outgrow something, când treci într-o altă etapă din viață, dar nu ți se întâmplă într-o joi. Nu ți se întâmplă într-o joi să te răzgândești. De ce? Pentru că n-ai niciun fel de prilej. Atunci, cum faci să te răzgândești când e joi? Că majoritatea zilelor din săptămână sunt joi. Poetic. Adică să-ți creezi. Să-ți creezi asta. Cum îți creezi singur prilejul de a te răzgândi? Și m-am tot gândit la chestia asta și cred că poate să se întâmple dacă ai o minte ascuțită și puțin cârcotașă care te tot întreabă, dar de ce faci asta? De ce faci, nu de ce gândești? De ce faci asta? De ce te dai jos din pat și te duci acolo? De ce răspunzi acelui e-mail și nu acelui e-mail? De ce alegi asta și nu asta? De ce pui benzină de acolo? De ce te alegi să nu te duci acolo? Să nu intri pe pilot automat, exact, cum ar fi. Și atunci acest, nici măcar nu e meta-thinking, e meta-doing. E thinking about doing, în care, cred că e, știu că sună așa dubios, dar cred că e mindfulness asta. Dar la un accepțiunea estică. Mindfulness să fii de plin acolo, conștient despre ce faci. Și atunci poate câteodată îți dai seama, stai mă, băi frate, dar nu așa mă vedeam eu cu 2 ani, adică despre asta e, ok, mă dau jos din tren. Dar că e greu, pentru că nu te gândești, pentru că intri în vârtej și plus că ai deadline-uri, plus că, frate, la 7 începe chestia aia cu Radu Atanasiu, trebuie repede, profesorii au făcut grevă, ai repede, deci să ne gândim la chestii astea mari, de genul carieră, de genul viață. Să vorbim un pic despre cariere multiple, apropo de carieră. Și despre experiența ta cu oamenii care lucrează în corporații și cred că sunt mulți și dintre invitații noștri în această seară care au conceptul ăsta de cariere multiple, care e în paralel, nu în serie, ci în paralel. E cineva care are mai multe cariere în același timp? Nice. Ok, o mână? Nice, două, da? Trei, văd eu pe aici așa. 4, 5, sunt. Ok, good. Vorbește-ne un pic despre asta și despre ideea de cariere paralele,
în corelație cu, nu știu cum să o traduc, cu explorare versus... Da, explore, exploit. Da, asta explorare e o lentilă, versus exploatare. Asta e o lentilă care, pe care după și ce am aflat-o... Și tot apropo de a te răzgândi cumva. Da, absolut, absolut. Uh-huh. Dar, de fapt, nu. De fapt, ce zice teoria respectivă, care se numește, cred eu, ca să fugă lumea de ea, se numește ambidexteritate. Ambidexteritate? Da, da, da. E o teorie de management care zice că pentru a avea succes de lungă durată, o companie trebuie să-și pună atenția, ca să nu zic să se focuseze, să-și pună atenția și resursele să facă în continuare bine sau din ce în ce mai bine ceea ce face bine și în același timp să nu se oprească niciodată din a explora lucruri noi. Deci exploit what you do best și explore new paths. Asta înseamnă să exploreze produse noi, piețe noi, business-uri noi, industrii noi sau orice altceva nou. Da? Și e o teorie foarte bine studiată și cu clasamente și așa mai departe. Și în general, cine ajunge sus în topurile, habar n-am ce topuri sunt acolo, și stă, deci nu face așa, sunt cei care le îmbină. Și e foarte greu de îmbinat. La nivel de corporații, se fac alternativ. Adică ori vine un CEO care pe explore și e urmat de un CEO, la BMW s-a întâmplat chestia asta, de un CEO cu exploit. Exploit înseamnă, ok, să vindem din nou, să fim cea mai bine vândută mașină din Germania și de nu știu ce. După care vine unul, ok, electrică și să facem aia și Formula 1. Lasă vrăjala, hai să... și așa mai departe. Sau îi duci în două companii și orașe diferite, ca la research and development, îi duci în altă parte. Asta a făcut, de exemplu, Nestlé. Nestlé a zis, bine, noi vindem toate Nesquik-urile și așa mai departe, hai să ducem pe health și pe sport. Au făcut două companii separate, le-au dus în alt oraș ca să le facă dea voie în să paralel. Exploreze. Și la nivel individual, cred că e foarte cunoscută chestia cu aia de la Google, care au 20% din timp să exploreze chestii noi. Și știu că se face și în unele companii din România. Dar e foarte greu să le faci în același timp. Și atunci, și la nivel individual, ideea e să nu te oprești doar la face ce faci tu bine, ci să încerci lucruri noi. Și să le încerci la nivel de hobby mai mult. Adică am o prietenă bună, Emilia Bunea, care a fost CEO și acum e scholar de management. Ea m-a sfătuit să merg, ea a terminat PhD-ul ăsta la Amsterdam. Și teoria e foarte mișto, e despre oameni care conduc companii, dar conduc companii de vârf din America, a făcut interviuri cu ei, care excelează în alte domenii, deci te doare capul. Cântă cu concerte cu multă lume, jazz, sau fac Ironman și sunt competitivi, sau urcă pe Himalaya și habar n-am ce. Și s-a dus și a întrebat, dar de ce faci chestia asta? Și ei au răspuns până la urmă că e un fel de second leg, pentru că dacă își construiesc totul pe eu sunt ăsta, nu sunt destul pentru ei și n-au stabilitate. Și atunci, ok, mai sunt bun la ceva. Pentru că ei sunt perfecționiști, probabil atunci când sunt buni, sunt buni. Adică, performanță, ok, da. M-am apucat de spălat vase, frate, deci o să fie cele mai spălate vase din lume, dacă tot fac chestia asta, măcar să o fac bine, da? Mi se pare că chestia asta nu e doar despre CEO sau despre chestia asta mai degrabă extremiste. Mi se pare că dacă te preocupă ceva, în primul rând, apucă-te și fă-o și în al doilea rând, treci la genul de, în loc să gătești pentru 3 prieteni, du-te la fă un eveniment la care lumea să și plătească cina sau dacă ești chiar bun la, la gătit. Asta atunci, apropo de că am o parte de exploatare, adică jobul meu de zi și o parte de explorare. Exact, deci asta nu înseamnă să ai două joburi. Asta înseamnă să ai un job și să gătești bine, să-l duci la nivelul următor, să ai un job și nici măcar hobby-ul tău, faptul că te laudă lumea că gătești bine, să-l duci la hai să încerc să văd cum ar putea să fie ăsta ceva pe care să-l fac în paralel cu chestia asta. De acolo ies oportunitățile, de acolo ies lucrurile la care nici nu te-ai gândit. Da? Pe căile care o iau la dreapta sau la stânga sau în orice caz. Dacă ești pe autostradă, o iau vag la dreapta, da? Dacă nu ești în Anglia. Te duc în orașe sau munți sau în Narnia de la care nici nu te așteptai. Da? Ideea e să mergi 3 pași. Da, pentru că pe drumul ăsta pe care îl știm, e cumva predictibil probabilitatea să apară ceva neobișnuit, o oportunitate care nu ți-a trecut în cap sau absolut. Se află pe aceste drumuri paralele, drumuri secundare cumva pe care le explorăm. Exact. Uite asta cu școala, am predat un curs de critical thinking acum 11 ani și
Știi? Adică mi s-a schimbat toată viața. Mă întrebai ceva, ce scrie o carte? Zim ce întâlnești, apropo de ideea asta de cariere multiple, câteva exemple din lucrul tău cu companiile. Asta, ce ți-am zis adinaori, e de la cineva cu care tocmai am lucrat, cineva din BT, care zicea că tocmai se gândește. S-a gândit și s-a răzgândit după aia. Mi-a zis că el nu mănâncă paste în oraș pentru că cele mai bune paste din lumele mele face el. Ceea ce... Așa trebuie să pleci, știi, cu încrederea asta. Și a pus cu un grup de prieteni de un butic italienesc de mâncare și după aia s-a retras, că e director de bancă, adică e destul de greu. Și după aia a zis, dar nu o să o las să moară. Deci ăla e acolo, e mini copilul meu în care nu m-a mai băgat. Dar nu o să o las să moară, era cu gătit. Deci chiar exemplul ăsta și e de la un curs de săptămâna trecută pe care l-am avut. Mie mi se pare că până și cariere multiple e mult spus, pentru că mie mi se pare că se întâmplă tot felul de lucruri în peisajul ăsta, cariere, job, muncă, încât cred că e foarte... o să fie foarte nestructurat. O să facem 2-3 proiecte și... Adică spațiu între cariere, spațiu între viața privată și viața de la job, spațiu între companie și echipă, încep să se încetoșeze destul de mult. Și chestia asta cu freelancing-ul și echipe adunate ad hoc pe proiect și hai să mai încerc 2-3 lucruri. Eu nu cred că, de exemplu, copiii mei sunt adulți și de-abia încep acum viața profesională. Nu cred că poate să conceapă, sau oamenii de vârsta asta, și știu oameni de aici care sunt de vârsta asta, că poate să facă un lucru. Da. Toată viața. Da. Cred că pentru momentul ăsta, apropo de incertitudine, știi, e foarte logic și la îndemână să exploatezi ceva atunci când lumea e predictibilă. Pentru că poți să zici, ok, intru în cariera asta și probabil că timp de 20... Nu e 100%, dar e mai puțin, e mai probabil. Zici, intru în asta și o fac timp de nu știu câți ani. Dar în momentul în care trăiești un moment așa de... O realitate atât de care se schimbă atât de repede cum se schimbă realitatea noastră de azi, ideea asta de a explora tot timpul noi cărări, mi se pare cu atât mai valoroasă. Ideea asta de explorare și exploatare. Este și câteodată vine și te împinge viața. Uite, îți dau un exemplu personal. N-am niciun fel de tangență cu AI-ul. Adică n-aveam niciun cu fel de tangență. Cu antreprenori și pe academie. Nu cu AI-IA, ca să fiu clar. Inteligența artificială. Am citit o carte la un moment dat, dar nu se pune. O carte e ca nicio carte, nu? Se pune așa. De când a început să disrupă, mie mi se pare că e o disrupție mai mare ca multe lucruri, mai mare ca internetul și telefonul mobil la un loc. Mi-am dat seama că dacă nu te joci acolo, trece trenul pe lângă tine. Uite, ăsta e un tren în care m-am luat de păr și m-am suit, deși nu era sexy. Da, vorbesc serios. Și m-am apucat să lucrez, m-am apucat să mă uit la webinarii, m-am speriat îngrozitor pentru că eu mă chinui să scriu un studiu de caz în vreo 2-3 zile și la un moment dat întrebam, cum ai predat tu chestia asta? Păi aș preda așa, aș face un studiu de caz. Studiu de caz zici? Pray, say more. Nu era perfect, dar frate, nu știu care, nu știu care, are compania nu știu care și e facing... Deci ți-a creat un studiu de caz în 5 așa secunde. Da. Dacă nu ești acolo, trece pe lângă tine și devii irelevant. Și atunci trebuie să înveți să lucrezi cu asta. Da, asta despre inteligența artificială cu oameni care se... Adică vorbește cu oameni care se pricep. Eu doar mă joc. Ideea e să... Nu știu, mi-am luat abonamentul ăla de $20. Și, dar nu se pune doar dacă ții abonament. E ca și cum ții abonament la sală și nu te duci. Da? Deci trebuie chiar să lucrezi cu el. Și folosiți-l la job, că e mișto, e amuzant. Vreau să vorbim puțin despre startup-uri și mai avem un pic de timp până să deschidem pentru întrebări. Aș vrea să vorbim puțin de startup-uri. Tu ești, ai spus, investor în 12-15 companii? Nu le-am numărat, nu știu, 10, să zicem mari. Stai, am făcut și investiții mici în companii, alea sunt mai multe. Vreau să vorbim puțin despre cariera ta de investitor, apropo de cariere multiple, da? Povestește-ne cum ai ratat povestea cu Clever Taxi.
Am ratat povestea cu Clever Taxi. Am vorbit azi cu cu Mălin. Mălin Ștefănescu e investitor mai mult mai cum se zice, experimentat. Seasoned, da, experimentat decât mine și este președintele Tech Angels, președintele asociației, un club de investiții din România unde am și eu o treabă de făcut și tocmai îmi zicea că facem 10 ani și că știi că nu știu ce, că o să apar și tu acolo, scoatem o cărticică de când eram 11, eu ci că eram al 11-lea, da? Era fost început, al 11-lea, fost al 11-lea Tech la Tech Angels? Okay. Da, eu nu m-am numărat. Eram foarte la început și citisem o carte de, nu? Dacă citești o carte, cum ar veni se pune, da? Citisem o carte și zicea acolo că trebuie să faci due diligence. Trecusem printr-un exit, știam ce înseamnă due diligence și îl tot trăgeam de omul ăsta. Omul ăsta foarte mișto, Mihai Rotaru, alt Mihai Rotaru. Mai avem un Mihai Rotaru ăsta, de asta zic. Care a făcut Clever Taxi, o companie cu care îmi plăcea să mă dau, apropo de altfel să mă dau. Adică foloseam Clever Taxi, mi se părea ingenios și mi se părea omul foarte mișto. Și bă, eram pe listă să investesc și tot îi ceream chestii. Ceream, dar mai vină cu o proiecție financiară de nu știu ce, dar tu nu mi-ai zis exact care sunt planurile tale de expansiune internațională. Și am zis, bă, scuze-mă, eu trebuie să ridic rând asta, să știi că o fac mâine. Nu, cred că nici nu mi-a zis că o fac mâine. Să știi că am făcut-o ieri, deci cam așa am fost. Pentru că l-am bătut la cap atât de mult și mi-am dat seama că de fapt încercam să mă împac frica. Cred că ar fi fost a doua investiție pe care aș fi căutai făcut-o. Căutai certitudine. Prima din Tech Angels și căutam certitudine. Căutam să, uh-huh. să-mi cresc, să-mi scad frica, ca să fiu clar, frica de incertitudine. Să-mi cresc siguranța. Uh-huh. Angel Investing. Și ce ai învățat de atunci? Se spune că decizia trebuie luată la 80%, că dacă o iei la 100% e prea târziu. Bezos zicea chestia asta, e foarte uh-huh. amuzant că procentul lui, dacă ți-a plăcut matematica în școală, te face să întrebi, bine, dar și când știi că e 70% sau 80%, pentru că trebuie să știi cât e 100%. Și întrebarea este într-o lume VUCA de business, ce înseamnă 100% din informație? Adică știi vreodată tot? Știi ce înseamnă tot? Ce face unul în India cu pe sectorul tău? Dar ce am învățat de atunci este să iau deciziile mai repede asta. Ca uh-huh. să fiu și cum compensezi pentru nevoia asta de certitudine care nu dispare, că e în natura umană? Eu la Angel Investing m-am obișnuit cu ea. E inconfortabil, dar te obișnuiești. Vorbește-mi puțin de momentul în care te-ai antrenat pentru povestea asta pe AngelList. AngelList e un fel de Seedlink, avan la letră, dacă știe cineva de Seedlink, e un fel în care te duci în sindicate cu sume de genul $2,000, $3,000 și urmezi pe cineva care zice, sunt și companii care se autopun acolo, n-am făcut asta niciodată și apropo, niciodată n-am investit. Am investit în haită, ca să fiu clar. În haită? Da, în haită. În haită înseamnă sindicate, dar cred că sindicat în engleză înseamnă ceva mai rău decât haita. E ceva cu niște sindicaliști răi, nu de la noi, sindicaliști răi, care erau cu mafia de la Syndicate. Da. Așa că mai bine în haită, zic. Ai investit practic un grup de investitori. Da, de syndicating an investment înseamnă că tu ai atâta pe care îl împarți între mai mulți angels. Chestia asta puteai să o faci și mai poți să o faci acum pe Angel List, acolo îți cer niște chestii de acreditare și te joci cu sume mai mici și înțelegi mai bine, uite am învățat lecții, pur și simplu am învățat lecții pe pielea mea, am învățat de exemplu că foarte des oamenii apelează la, sau sunt foarte buni la marketing sau apelează la servicii profesionale de marketing și de foarte multe ori investițiile inițiale de succes, cum ar veni, când se listează pe Seedlink, bănuiesc că nu știu, acolo e Proctor, tot sistemul, dar pe AngelList, dacă aveai niște filmulețe și niște dălea cu așa, ține-te deoparte. Dacă e moda prea mare, ține-te deoparte. Am mai învățat, de exemplu, că produs e riscant, serviciu e mai bine, produs e riscant și eu m-am oprit din produs când am luat, nu, când s-au închis primele două companii de produs din America în care am investit, da, încă o dată, sume mici. Și după aia am văzut ce s-a întâmplat cu pandemia și cu lanțul de chestii din... Și asta le înveți, dar mai bine să le înveți pe sume mici decât pe sume mari. Iar testare, nu? Spune-mi un pic despre conceptul ăsta că ai spus că te-ai obișnuit cu frica.
Vorbește un pic despre conceptul ăsta de, legat de faptul că expunerea scade aversiunea la risc. Cum funcționează? Păi e ca la schi. Dacă e la 7-a tură în jos pe ceață în care nu vezi nimic și știi că-s hopuri pe undeva, la 7-a începe să nu-ți mai pese la fel de tare. Adică am mai fost pe aici, am mai trecut, nu mi-a rupt gâtul, e o păcăleală. Că evident că a 7-a oară e la fel de multe șanse. Mai puține șanse ca, știi, ca prima oară. Da. Și mai e ceva, prima oară ți-e frică. Și când ți-e frică, caz mai des. Ok. Dacă ți-e frică, caz mai des. Nu știu dacă vi se întâmplă chestia asta, dar... Nu vreau să zic când merg cel mai bine pe bicicletă, că să nu faceți ca mine, nu. Deci când ți-e frică, și dacă nu ți-e frică, ești mai fluent în... Deci ideea este că indiferent ce ai vrea să faci și ți-e teamă, trebuie să te expui la povestea aia. Da, dă-te. Adică ești în vârful muntelui cu schiurile așa. Vreau să vorbim puțin despre intuiție și felul în care îți rafinezi intuiția și când te-am întrebat despre asta, mi-ai trimis o treabă care se numește arborele meu decizional. Mm. E un arbore simplu decizional. Arbore simplu decizional. Se numește Fast and Frugal Decision Tree. Adică șmecheria la Fast and Frugal Decision Trees, acum mi-am luat preacher mode de profesor, este arborii decizionali sunt pleacă dintr-un loc și au un părțel din alea și e puterea lui 2 la sfârșit. Adică ai de ales între 1,5 miliarde de chestii. Nu 1,5 miliarde, ci 1024. Și... în schimb, Fast and Frugal Decision Trees, la fiecare cotitură de asta are un exit. Adică ai o decizie, da? Decizie sau continui? Ieși sau continui? Ieși sau continui sau continui? Și asta e, dacă vezi o serie de 20 de pitch-uri de startups, asta e propria mea schemă. Și anume, apar pe scenă, eu unul singur, nu. Asta am învățat de la visiuri. Să nu investești în sole founders, în oameni care sunt singuri. Nu le zic nu, dar... Get a co-founder, mai ia pe cineva care te completează. Nu ies cu ei la bere, că ar fi greu, îmi închipui că m-aș duce cu ei la bere, asta ar fi a doua, da? Dacă nici măcar nu mă închipui că aș putea să beau o bere cu ei, o să avem multe discuții și ar fi preferabil să fie oameni cu care pare că rezonez. Dacă nu, după care dacă au un MVP, în ultimul timp nu s-a mai întâmplat asta, dar la început venea lumea cu idei și slide-uri, cum veneam eu cu ideea mai devreme, da? Te-am această idee genială, foarte frumoasă. Păi dăm bani. Nu! Okay. Trebuie să vii cu un minimum viable product, după care să vezi dacă piața pe care e scalable, dacă nu cumva e doar pentru București și atunci n-are cum să crească. Tu l-ajut să crească până undeva și după aia se oprește și nu mai vine investiția ulterioară. După care îți arată niște cifre și cifrele respective trebuie să le împarți la 10, toată lumea e Google. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată pe un plan de afaceri de startup-uri. Azi am 2 utilizatori la anul 24.000 și peste 2 ani 9 miliarde. Stai puțin, cât suntem pe planeta? Dar nu contează. Trust me, I'm the founder. Și dacă împarți la 10, 100 și poate să aibă sens, let's talk. Adică... Și cum funcționează asta în... Păi la mine în cap în primele 2 minute de pitch. Da, e simplu, adică mai mult am stat să vorbesc, dar asta funcționează simplu. Asta nu e ceva ce am inventat eu, e ceva ce s-a inventat în camerele de gardă și după care au preluat-o armata să facă chestia asta. Camerele de gardă din Statele Când Unite fac triaj. Are febră de mai mult sau... triaj, exact, triaj. De mai mult sau mai mult, dă-i aia sau du-l la ICU sau și așa mai departe. Și asta ce face? Îți ajută intuiția sau, sau o înlocuiește sau o educă? Toate trei. Ok. În primul rând, te face să o chemi. Pentru că dacă nu scrii asta, nu-ți dai seama care sunt. Dacă te gândești un pic la... Îți dai seama că eu simțeam că trebuie să fie aia. Cu Beer Material, de exemplu, n-am citit-o nicăieri. Aia e pur și simplu de la mine. Dar mi-am dat seama de cum e treaba. Știi? Articulându-ți intuiția, începi să o și testezi și cu ocazia asta ți-o validezi și data viitoare te prinzi că o fi ceva acolo, frate. Hai să încerc să devine conștient cumva. După aceea te rafinezi, pentru că dacă ai scris-o și apropo, chestia asta, dacă aveți o chestie repetitivă și în general într-un mediu care nu se schimbă foarte tare, de genul, dacă faceți angajări sau dacă aveți niște clienți cam la fel, puteți să vă desenați chestia asta. Dacă îl puneți pe dulap, atunci... stai mă puțin că aia nu e bine, hai să o fac așa, știi, poți să o rafinezi un pic și îți dai seama, ți-o tot antrenezi, dar trebuie să ai un cadru în care faci asta. Pentru că am vorbit mai devreme de schimbare și despre a te răzgândi,
vreau să merg la un subiect care are legătură cu schimbarea, dar nu chiar din prima. Aș vrea să povestești un pic despre cum au fost cu lecțiile tale de tenis. Da. Așa am început la masă să scriu despre un obstacol major în schimbare, e din change management. Dar povestește-ne cu lecțiile de tenis. Am jucat tenis de la 5 ani, mai e cineva care a jucat tenis de la 5 ani ca mine, fără să am vreodată o profesoară de tenis, pentru că sunt special. Mi-a dus mătușa mea din Franța o rachetă de tenis, m-a obstacat foarte tare pentru că era Dunlop și pe vremea aia, mamă, să ai un Dunlop, era foarte mișto. Era aia după care s-a făcut Regin și nimeni nu mă credea că am Dunlop, crea că mi-am luat un sticker cu Dunlop și am pus pe Regin. Și pentru că aveam rachetă de tenis, am jucat. Și am jucat mult și am kind of învățat, jucam destul de bine, mai băteam, n-am fost la niciun campionat ceva, dar jucam tenis des, o dată pe săptămână, cred că toată copilăria, adolescența. Și la un moment dat, la bătrânețe, m-am dus să iau lecții, pentru că mi-am dat seama că pot să mă îmbunătățesc. Și a fost una din cele mai proaste decizii analizată la momentul respectiv, pentru că prietenul cu care ne analizăm reciproc la berea de după, eram on par, așa, jucam cam la fel, după care vreo 2 ani m-a bătut de m-a stricat, pentru că eu cu profesoara de tenis am învățat că nu țineam racheta bine, că la revers trebuie să o ții altfel. Deci să o ții altfel, țin-o la fel, țin-o ca pe măciucă. Că trebuie să te tragi în spate, lasă-mă dracu, dai două mâini, cu două mâini să dea mama ta. În orice caz am fost foarte rezistent, dar am încercat să mă duc acolo. Și mi-am stricat total stilul, nu că aș fi avut vreun stil, dar l-am stricat total și am pierdut. Am mers foarte, foarte prost, după care, probabil pe baze noi, sau poate de oftică, nu știu, am mers mai bine. Adică clar am văzut, dar după vreo 2 ani, după vreun an jumate așa. Dar ce te-a făcut să nu renunți, ca să zic așa? Vrei să glumesc? Plătisem abonament. Nu. mi-am dat seama că e ceva acolo. Nu știu, o să mă duc la terapie să aflu de ce nu am renunțat atunci. Okay. Dar mi-a folosit. Dar asta e o poveste mișto, spuneai, pentru felul în care se întâmplă, pentru ideea de schimbare. Dacă credem vreodată că atunci când merge ceva prost sau stagnează sau are o creștere prea mică. Am toate exemplele din management, dar de fapt și facem o schimbare, schimbăm software-ul sau schimbăm omul sau schimbăm abordarea și dacă credem că o să o ia așa, nu o ia așa. Și de asta majoritatea oamenilor care au mai trecut pe acolo nu o fac deloc și aia călduț, e bine. Pentru că la început o ia așa. Valea plângerii. Da, se numește Valley of Death sau Valea plângerii Productivity Deep. Da, și asta fiimea am rugat-o să-mi ilustreze articolul din Biz și mi-a făcut desenul ăsta simpatic. Ca să zbori în sus, trebuie să zbori, să cazi un pic. Ca să meargă mai bine, trebuie un pic să meargă mai prost. Și dacă știi chestia asta, ți-asumi. Dacă vrei să faceți o schimbare, să știți că o să meargă mai prost la început și ok. Cred. Și lumea o să te urască, în general, dacă vrei să schimbi software. E cineva care a schimbat software-ul la el în echipă? Lună jumătate sau 3 luni te-a urât? 4 luni te-a urât, da, cam așa. Da, asta e valabil și la noi? Noi cu noi? La noi cu noi, absolut, absolut. Adică n-are cum... Ai schimbat tu ceva în ce făceai. Nu e legat de ceilalți. Acum depinde ce mă întreb. Dacă mă întreb de satisfacția mea sau de cât de bine fac lucrurile, n-am cum atunci când mă apuc să fac ceva nou să fac bine. După cum ți-am spus, primul meu curs, dacă l-aș face acum, mi-ar fi rușine. N-a fost foarte rău, dar a fost foarte rău. Și am și transpirat, și am și scris cu carioca aia. Dar am învățat cum se șterge carioca, pentru că dacă dai cu aia care chiar se ia, pe deasupra aia care nu se ia, se ia. Da. Am făcut foarte prost în standardele mele de acum, dar dacă nu, știi, făceam asta, n-aveam cum să știu ce e prost. Și apropo, întreabă-i pe oameni ce e prost că afli, știi? Care e alternativa? Să presupunem că nu vrem să ne supunem la genul ăsta de disconfort, dacă vrei. Apropo tu de pe tine? Sau tu... Eu pe mine, eu pe ceilalți. Noi pe noi? Nu cred că există, pentru că tocmai acum mă gândeam, ia pe cineva care deja e pe traiectorie ascendentă, dar nu e la tine. Nu e la tine în organizație, nu e la tine în familie, nu e la tine în suflet, nu ești tu. Adică dacă iei un expert, e foarte simplu, da? Vrei să înveți tu să faci ceva, nu mai bine iau un expert.
până învață expertul sau până nu știu ce, va merge mai prost. Poate, cred că răspunsul este să te acomodezi cu faptul că pentru a merge mai bine trebuie să meargă mai prost la început, cel puțin un timp, să faci accrual, să faci provizioane pentru chestia asta, măcar mentale, și să muncești cât mai tare să diminuezi și în timp și în intensitate chestia asta. Să fie să cât mai mică valea. Să te pregătești, să te faci cât mai flexibil. Dacă vorbim de organizații, că eu asta, despre asta citesc, să le faci flexibile. Uite, de exemplu, un tool de a le face flexibile după ce trec printr-un astfel de proces de schimbare, să faci o sesiune despre... Doamnelor și domnilor, scuzați, dar peste 3 luni sigur mai face o schimbare. Multe înjurături către domnul. Nu mai vreau nicio schimbare niciodată. Bine, dar sigur o să mai trebuiască să facem o schimbare. Hai să luăm 3 lecții despre ce facem noi ca să ne schimbăm mai bine. Deci nu despre ce facem noi. Deci despre cum să facem să ne schimbăm mai bine. Dar ne învață pentru data viitoare. Deci eu cred că în timp devine mai... Și asta cred că e legat și de explorare-exploatare. Știi că cred că alternativa e stagnarea. Nu, sorry. A, e căderea? Stagnarea în momentul în care toată lumea ia în sus înseamnă că te duci naibii. Okay. Sorry, e nasol asta despre economie, dar e filozofic asta, cred că Florin Indie știe mai bine ca mine. E filozofic că acum, dacă te uiți la startup-uri, de exemplu, mom and pop shop, adică cineva care are o cifră de afaceri și un profit stabil în timp, moare. Ceea ce e aiurea. Adică nu mai poți să treci din dividende, pentru că vin unii pe lângă tine care au niște investitori care se așteaptă la creștere anuală, pentru asta fac creștere accelerată, adică bagă mai mult decât câștigă, cât să crească, și atunci tu în termen relativ, tu scazi. Și nu ai cum să ai stagnare într-o lume în care restul cresc, au 3 motoare de rachetă în spate. Merge aiurea lumea și îmi pare rău pentru mom and pop shops și pentru... Asta numai dacă nu faci cumva ceva care e chiar unic sau ceva care e... Eu nu cred că poți să faci ceva diferit, unic, pentru că ce ziceam noi de exploatare și explorare, de fapt explorarea este ceea ce duce inovația mai departe. Ori inovația este despre a face ceva unic și nu cred că stau aia ca fraierii se uită la tine cu faci ceva unic și... Bă, ce face Andrei acolo, dar nu facem și noi? De 10 ori mai bine, că na, suntem... Da, știu că așa e, da. De câte ori apare ceva, nu știu cine mi-a zis la un moment dat, că ideea de antreprenorii caută o... Cred că Radu Georgescu spunea, că te-a pus să faci ceva, funcționează, oamenii își dau seama, încep să facă și ei acel ceva, tu te-a pus și faci altceva, funcționează da, și, da, tot da. Așa, și tot așa și tot așa. Trebuie să mai în față decât, nu? Da. Înainte, doar câteva minute înainte de partea de întrebări, mi-am adus aminte de un lucru apropo de renunțare, de povestea ta cu schiul, că știam eu că e o poveste acolo apropo de eu nu renunț și de ce și când ar trebui să renunțăm. Vrei să spui o povestea cu schiul? Nu mai știu ce poveste ți-am spus cu schiul. Povestea cu schiul în care tu refuzi să te duci în altă parte. Da. Am mai multe povesti cu schiul, adică am și mai multe, mai da. Dureroase, dar dureroase la propriu. Dar am niște prieteni cu care merg de mult timp. Eu sunt mai conservator așa din fire, da. Nu mă răzgândesc. Și mergeam într-un loc din Austria și unde ne plăcea și după care ne cam plăcea, îmi plăcea, după care nu ne mai place deloc, mie îmi place și cum eu eram motorul organizator, adică hai să ne vedem la bere, nu știu unde, să vorbim despre unde mergem la toamnă, toată lumea zicea de ce ar mergem acolo să aflăm că mergem la Zölden. La Zölden mergeam, da? Și am fost la Zölden de 20 ceva de ori, deci ceva până când mi-au zis, noi nu mai mergem cu tine, gata, la revedere. Am vrut să merg singur, deci sincer am vrut să merg singur. Și am zis, bine, mergeți unde vreți voi, vă ocupați, până la urmă tot eu m-am ocupat și au zis că mergem undeva, Sella Ronda. Stă bine la italiană, aia nu știu nimic ce schie ăla, mi-a plăcut la nebunie, e cel mai frumos loc din lume. M-am mai întors acolo, nu am făcut obsesie și pentru Sella Ronda, dar mi-am dat seama câteodată e bine să te schimbi, să oricât de bine ți-ar fi. Noi. Da. Good. Întrebări? Pot înainte să mai zic un lucru mic, pentru că mi-am dat seama de ceva. Mulțumesc mult, mă faci să-mi dau seama de chestii. Felul în care poți să-ți educi intuiția e să te uiți în spate la eșecuri
și la ce ai învățat din ele, articulându-ți intuiția. Pentru că de obicei lumea învață din eșec nu la început, ci după un timp, după ce l-a dus și de obicei, da, știi? Da. Dracu mi s-a tras, de la ce dracu mi s-a tras? Și asta vine dintr-o cercetare de-a mea și e un framework simplu pe care puteți să vă duceți în spate la eșecurile voastre, să vi-l articulați în trei chestii. Înainte credeam că, dar după aia mi-am dat seama că, de atunci eu fac asta diferit, sau noi facem asta diferit. Și uite, o să dau exemple de la niște prieteni de-ai tăi, am zis că anonimizez, dar putem să zicem de la autonom. Ziceau că înainte de criza financiară credeam că putem să evaluăm business-urile după numere, după aia ne-am dat seama că că nu poți să evaluezi un business după numere, ci după a privi în ochi pe omul respectiv. Și de atunci ce fac ei este că, zic în engleză, we don't send offers, we meet people face to face. Deci noi nu trimitem oferte pe e-mail, ci mergem să vorbim cu oamenii. Să cunoaștem oamenii față. Și astfel de chestițiile ei, de obicei din bușituri, și te fac să-ți scoți intuiția la iveală, le o pui într-un cuvânt, știi? Înainte credeam că, dar după aia mi-am dat seama că, asta mi-am dat seama că ea e revelator, și după care dacă poți să o și operaționalizezi cumva, să o și aplici, de atunci facem ceva. Știi? Și am tone de din astea, cu asta mă joc eu la cercetare, tone de astfel de aha moments pe care lumea l-a avut, e valoros și ăla ce îți dai seama ce nu e așa. E la fel de valoros, știi? Și toate astea sunt articularea intuiției care te face să te uiți mai des după ce astfel de chestii poți să înveți. Iertați-mă că ce m-am întrerupt din întrebări, dar mi-am dat seama în timp ce mă întrebai că e alt fel de a-ți antrena intuiția. Da, e foarte interesant, e foarte interesant să te gândești în felul ăsta, pentru că practic aduci ceva ce era necunoscut, nevăzut, nearticulat, îl aduci în față și poți să lucrezi cu el. Da. Eu am vorbit cu asta cu niște zeci de conducători de organizații din România și îmi ziceau că, bă, dar eu fac chestia asta, nu m-a întrebat nimeni până acum și îmi place că e ca terapia asta, mi se articulează chestii în cap, mai vorbește puțin cu mine, știi? 5 lei pe Revolut. Scuze, 5 gata, lei, asta este 5 lei pe Revolut. Am este un tarif fix. Ai, ca să nu-ți bați capul. E absolut, ca la oboneri de dam, mă gândesc prețuri mici și lume multă. Întrebări. Am să, da, să vă rog, tu nu știu unde e. Nu sunt eu șefa la întrebări. Șefa la întrebări este cine are microfonul. Eu. Da, ok. Radu, am o întrebare pentru tine din partea autonom. Pentru că ne-ai povestit foarte mult de decizii, sunt curioasă care sunt cele trei valori după care ții deciziile. Ok. N-am trei valori. Ar trebui să am trei valori după care îmi iau deciziile. Am, uite, în chestia asta care ține de școală, de predat și așa mai departe, am impact de lungă durată, cam așa ceva. O să-ți dau un exemplu foarte clar. Refuz, apropo de oportunități, refuz chestii pe bani, multe, și mi s-a întâmplat, adică nu mi s-a întâmplat, când mă cheamă un grup de studenți să vorbesc pe gratis la clubul VIP sau ASER sau nu știu ce, îmi dau seama că o să aibă impact de lungă durată și că oamenii ăia sunt ca un burete și atunci, pentru că am această chestie deasupra, uit că n-am timp în săptămâna aia sau că am un deadline la chestia ailaltă sau că nu iau niciun ban pe teama asta, ca să nu mai vorbim de opportunity cost, și mă duc acolo. Okay. Asta e apropo de DC-ul de deasupra, știi? Dar te ghidează. Good. Mai văd același microfon puțin mai în spate cu una. O să vă rog că nu știm, nu vă vedem. Aha, da. Ah, scuze, nu am aici, n-am prea aproape. Bună seara. Bună seara. Numele este Victor. Mulțumim frumos pentru participarea dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb multe în activitatea dumneavoastră de business angel. A spus, ca să îmi fie puțin mai clar, vă uitați și la fondator sau vă ghidați în mod special și după imaginea respectivă pe care am văzut-o? Beer material ăla e oareșcum la mișto, da? Deci, da, fondatori, mi se pare că e mai important decât orice. Primele două criterii erau despre fondatori, dacă e mai mult decât unul și dacă sunt mișto. Cam asta înseamnă beer material.
Cele mai multe, tocmai am acum un exemplu, nu pot să zic că nu e publică încă, de un startup în care am investit și care mergea bine și a pivotat total, face cu totul altceva acum, da? Dar pentru mine e important că sunt oamenii aia care știu că duc lucrurile la capăt, da? Deci oamenii sunt mai importanți decât business-ul asta, dacă răspunde la întrebare. Uh-huh. Ok. Așa. Oriunde ar fi microfonul, da. Salutare, Radu, Cristian. Salut. Cum te definești? Explorator sau inovator? Sau? Inovator. Explorator sau inovator? Da. Care e diferența? Ai explorat. Ai pornit de la medicină, de la stomatologie. După aia și-ai făcut investiții imobiliare. După aia te-ai apucat de educație. Da. Și ai trecut în investiment. Înțeleg ce zici, înțeleg ce zici. O să-mi dau eu definiția și o să spun explorator, pentru că explorator mai degrabă caută și inovatorul mai degrabă face. Încerc să fac și puțin pe acolo, dar îmi place să călătoresc. Îmi permiți a doua întrebare? Da, sigur. Bun. Pornind de la ceea ce ai spus tu, la fundament, că ar trebui să gândim și lucruri pe termen lung, care să dea sens și totodată să fie un scop înalt. Ce părere ai despre faptul că sistemele, ele însele, nu se schimbă de la sine? Și aici o să mă refer la sistemul care trece pe lângă noi, cum spuneai tu, AI-ul, care efectiv ne disrupție totală, se întâmplă în viața de zi cu zi, muncă, comunicare, absolut tot. Mai puțin un lucru, sistemul public. Cum vezi tu, ca cetățean, ca antreprenor și ca om cu o gândire critică foarte matură și exersată îndelung, că acest sistem va trebui să se schimbe? Eu cred că poate să se schimbe. Eu am teoria asta catalizatorilor de schimbare care ajung la, care produc niște insule de schimbare. Noi așa facem școala, asta e filozofia noastră la școală, facem niște oameni care se schimbă încă 5 oameni din jurul lor și după ce sunt 7-8 insule de astea, dacă masă te uiți, critică. Masă critică mică, 10% schimbă tot, face o ca o reacție chimică. Mie mi se pare că sistemul nu e Dumnezeu, adică nu trăim sistemul alcătuit din oameni și foarte tare din mentalități. Și uite, ca să-ți dau un răspuns foarte clar, cred că se poate schimba și fac asta niște oameni mișto. Eu lucrez bine, sunt ceva board la Fundația Comunitară București, care face asta cu comunitatea din București și cu Funky Citizens, care face chiar cu sistemul. E un watchdog. Pentru că Funky Citizens am fost observator la mai multe serii de voturi, cam așa. Adică pun mâna și mi se pare că se schimbă. Super. Atunci te invit să faci parte din proiectul meu. Este un proiect Romanian Business Leaders. Am câștigat acum 3 săptămâni Cristin, la summit te rog, concursul. Cristin. Da, da, da. Și te invit public să faci parte. Hai e să un vorbim. Proiect pe bună guvernare. Vorbiți după. Exact. Mulțumesc mult. Vorbim la Spritz cu drag. Văd o mână acolo insistentă. Bună. Am reușit eu să pun mâna pe microfon mai devreme. Dar ridică și o mână. Că, așa, bună. Bună, după Adelina. Care dai mâini insistente care, de acolo. Exact, așa, așa. Da. Atunci când ai povestit despre faptul că ar fi bine să avem măcar două alternative din care să alegem, ai spus și că ar trebui stabilit un set maxim de 3 criterii, pentru că altfel ne încurcăm. Întrebarea ar fi, dacă ai mai multe criterii pe listă, cum le alegi pe cele 3 mai importante și bănuiesc că, la un moment dat, s-ar putea să fie nevoie chiar să faci un ranking între cele 3 criterii și să-l stabilești pe cel mai important dintre cele 3. Da. Și cum procedezi? N-am zis, dar zic asta la școală, n-am zis că trebuie să ai 3 criterii, am zis că nu trebuie să ai mai mult de 3 variante. Adică trebuie să ai mai mult de o variantă, dar vreo 3-4, că de la 5 încolo ne încurcăm și nu mai putem să alegem. Dar ai dreptate. Ai 5, pentru că în matricea aia de decizie sunt niște variante și niște criterii. Și de obicei, pentru că vrem să ne atenuăm frica de incertitudine, punem 24 de variante, 24 de case pe care vrem să le luăm, da? Și 56 de criterii. Nu mai înțelegi nimic din chestia asta, pentru că toată matricea asta este, de fapt, o punere în fața subiectivității noastre și după aia nu mai înțelege nici subiectivitatea noastră cum o cheamă. Așa? Și atunci trebuie să ai vreo 3-4 pe lista scurtă. Dacă sunt 6, fă lista scurtă, scurt. Asta e ideea, e lista lungă. Și dacă sunt 7 criterii, se canibalizează între ele.
Dacă încerci să le dai ponderi, acum vorbesc cu cine, e cineva care face, a făcut vreodată matrice de decizie cu criterii ponderate, știți, o pizza cu nu știu ce, nu, așa. Fără să le adic din numere, dacă, dar... Dacă sunt șapte, se canibalizează între ele și nu mai înțelegi ce, adică se pierd în ceață. E ca și cum vorbesc șapte oameni la același timp. Și atunci e mai bine să fie trei. Și pune-le în ordine și vezi ce, dacă lipsește de acolo... Și până la urmă tot nu o să te ajute, că trebuie să pui un număr de tot care zice ce îmi spune mie ficatul, pentru că... Și pune-l acolo pe listă. Mie ficatul îmi spune total irațional să plec în Patagonia. Nici nu știu unde e Patagonia, nu știu în ce țară e, dar mie zice să plec în Patagonia. Pun pe listă aici, pentru că știi, e ficatul, da? Dar dacă sunt cinci, încearcă trei. Nu știu, dă-le note. Ok, mulțumesc. Sper că ajută. Okay. Apropo, înainte de mâna insistentă de acolo, nu vă cine, în contrajur total, da? Ajută la ceva sau spun prostie aici? Ok, mulțumesc, da. Da, ajută. Bună seara, mulțumesc. Întrebarea mea era insistentă pentru că ne spui numele, te rog. Presează. Isabela. Eram curioasă cum ți-ai găsit tu acest de ce și când ai știut că este de ceul tău și cum sfătuiești alți oameni să-și găsească de ceul, pentru că mi se pare că sunt multe lucruri nice to have, dar eu una nu știu care e acel must have, să zic. Must have nu e niciodată. Mă rog, poate trebuie să fie câteodată, că așa zice sistemul, da? Dar must ar trebui să nu trebuie nimic niciodată. Dar de ceul mi l-am... Mă bucur. Uite, ca să-ți găsești de ceu, vino la Andreea, vorbește cu ea și îți pune întrebările corecte, iar dacă nu ți le-a pus ea pe toate și ai niște aha moments în timpul ăsta, mai primești din sală și începi să structurezi de ce oare, cum mi-am găsit de ceu, știi? Acum trebuie să mă gândesc cum mi-am găsit de ceu. Și am niște idei. Mi-am dat seama că pe măsură ce făceam, am început ca hobby, deci eu am dus să fac două weekenduri de predat atât. Mi-am dat seama că am impact. În momentul în care mi-am dat seama că am impact, mi-am dat seama că îmi place de mor chestia aia și că aș face-o și dacă sunt oamenii de la mine, de la școală, de la BISM, pe care iubesc, sunt familia mea, una, și să-și bage degetele în urechi, da? Și dacă, adică aș vrea să dau bani ca să mă suplătesc când să predau, da? Deci eu primesc bani ca să predau, aș vrea să mă duc să dau bani ca să predau, pentru că nu pot să stau, da? Dacă ai impact, asta mi se pare. De ceul meu este acolo unde ai impact, unde vezi că poți să transformi ceva în viața unui om. Aia mi se pare. Pan Plezir face pâine mișto. Vorbesc foarte serios. Ei știu pe oamenii ăia bine de când au fondat. Mersi. Te rog. Cum poți să fii mai productiv în timpul tău liber? Îmi spui numele, te rog. Tudor. Bună, Tudor. Suntem prieteni de mult. Nu știu, aș vrea și eu să fiu mai productiv în timpul meu liber. Eu cred că trebuie la început să încerci mai multe lucruri care îți plac și pe care atunci când le faci, uiți că ți-e foame, uiți că tot, pur și simplu trece timpul și zboară. Dacă găsești cinci care sunt așa, alegeți două care îți plac cel mai tare și devină ninja, master, ce vrei tu în ele. Da? Dar fă chestii care... atunci când trece timpul, asta e ceva cu flow, cu un nene pe care îl cheamă Csikszentmihalyi, da, asta e pentru, da. Alege chestii care atunci când le faci, ai uitat că au trecut 4 ore și că de fapt ți era foame de la început. Te ajută cu ceva? E bine? De răspunsul meu, te ajută la întrebare? Adică ce ar fi așa, uite, dacă ți-aș zice. Asta e metoda Feynman, să zici ceva cât să înțeleagă oricine, da? După ce ți-am răspuns la întrebare, știi mai bine să-ți organizezi timpul? Liber? Te ajută în vreo alegere? Între ce trebuia să alegi? Spune-mi să mă lase în pace. Eu îl întreb pe el pe mine, lasă-mă în pace. Bine, vorbim după. Mai văd o mână aici sau da, nu știu cu cine are microfonul sau cum e. Unde e microfonul? Cine uite, are microfon și mână? Cine ta. Are și mână și microfon este combinația câștigătoare. Le-am pe amândouă. În mijloc a, și două. În dreapta. Doamne, ladies first. De acord. Bună seara, Radu. Mulțumim pentru tot ce ne-ai împărtășit în seara aceasta. I-am apus. Mulțumim, Andreea.
Am înțeles... numele? Mă numesc Narcisa. Ok. Înțeleg gradul că alergi la maratoane, costumat în Mickey Mouse. Asta presupune că te antrenezi săptămânal, alergi ceva. Aș vrea să ne spui dacă ceva de la alergare, niște abilități sau ți-a relevat ceva alergarea, ceva ce să aduci în business, în carieră. Te-a ajutat alergarea? Cum? Mulțumesc pentru această întrebare. Numai un pic, găsim poza, te rog frumos, cu Mickey Mouse? Nu de alta, dar și m-a mai rugat un prieten de-al meu care face revista Alerg să scriu și am scris în revista Alerg despre așa ceva, așa că m-am mai gândit toată la chestia asta, nu trebuie să mă gândesc acum, dar am învățat foarte multe lucruri. Am învățat că dealul pare mai mic de jos și că, de fapt, când ajungi sus nu e chiar așa de tare. Am învățat contraintuitiv că la kilometru 36 nu mai poți și la kilometru 40 poți mult mai tare. Ai impresia că, pe măsură ce ești mai obosit, lucrurile nu sunt liniare. Am învățat să învăț din experiența altora. De exemplu, mi-a zis un prieten care a alergat de mult la început chestii de genul când alergi la început să alergi cu un prieten, cu un buddy, că o să fiți persistent și de asemenea să alergi la un pace la care să nu poți să cânți, dar poți să vorbești, știi? Chestii simple. Am învățat Am învățat de la Steven Van Groningen, care aleargă și el și care predă la noi la școală și cu care tocmai am fost într-un retreat de strategie acum 2 zile cu școala, că atunci când sunt gropi în asfalt, nu ridici ochii și nu ai viziune strategică, deci dacă te uiți la unde pui următorul pas, nu poți să-ți faci planuri pe termen lung și atunci trebuie să gestionezi cumva chestia asta. Restul 5 lei pe Revolut. Cred că 5 sunt bune. Mulțumesc mult. Mai era un domn acolo, scuze. Da, mersi. Bună seara. Mihai este numele meu. Radu, vorbeai mai devreme despre misiune și viziune în companie și cum asta ne ajută să luăm deciziile în cazul în care avem dileme. Acum întrebarea mea este mai degrabă despre alegerile în viață. Pe vremea când te dădeai cu trenurile alea sexy despre care vorbeai, sunt curios... Cum ți-ai dat seama că e momentul oportun să schimbi macazul ca să mergi pe aceeași metaforă? Și dacă există un acest moment oportun? Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Chiar nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Greu, înțeleg. Mie mi s-a întâmplat, așa cum îi spuneam Andrei, să pot să merg și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să fac o alegere, că nu mai puteam să mă băscrăcărez atâta. Și atunci am mers acolo unde părea că îmi place și am mai mult impact. Mulțumesc că m-ai făcut să-mi dau seama de chestia asta. Acum o să zic ca și cum e a mea, da? Kind of e a mea. Dacă ar fi să dau o rețetă, nu știu. Și e greu. Nu știu. Chiar nu știu să-ți spun la întrebarea asta. Cred că o bag intuiția în să-mi placă ce fac. Adică să-mi placă să mă trezesc de dimineață cu mine așa. Să-mi placă de mine, uite. Să-mi placă de mine acolo, da? Și mai e ceva simpatic, să-mi placă de mine cum mă prezint. Dacă îmi place că mă prezint, că sunt ăla care face aia, ok. Dar eu sunt sucker și a pleaser, așa că sucker for approval și a pleaser. Deci, când e ceva neplăcut, vorbesc în engleză, sigur nu înțelege nimeni, așa că... Te rog, văd un domn cu un microfon. Scuze, cine n-are microfon, țapă. Salut, Bogdan, sunt. Ridicați mâna să faceți tot de microfon. Băteți, adică nu doar așa. Te rog. Tot despre trenurile astea. M-am suit și eu multe trenuri. Întrebarea este dacă te găsești într-un punct în care deciziile, oricât de multivariant ar fi, nu prea au sens că trebuie să fii tu ăla care construiește un tren în care să urcă alții. Mă întreb care e relația ta cu chestia asta, când a trebuit să... Ok, nu am ce să aleg, trebuie să fac ceva. Dar ce ai putea să faci? Tu ai făcut trenul, îl conduci, nu? Despre asta zici? Da, în loc să ai o decizie binară sau 5 cazuri, să trebuie să faci un design complex, o construcție, rather than o alegere. Păi și să faci o construcție nu e o alegere? Ai o alternativă la să faci construcție? Da, să te urci în niște... să iei o decizie. Am pus să fac A sau B sau C și îți dai seama că nu există nimic.
A, să faci tu ceva nou, să-ți, da, să-ți croiești decizia ta. Exact. A, am înțeles. Exact. Foarte mișto chestia asta. Când te simți blocat, să-ți croiești propria decizie. Să iei universul de guler, să zici, băi, îmi dai doar A și B, dai două palme, scoate ce-o. Da, ești la o intersecție de trei drumuri sau ești într-o junglă și ai doar hățișuri. Iap. Să-ți croiești propria cale e, cred că, cel mai curajos. Dar e tot o decizie asta. Da? Decizia de a-mi croi propria cale. Întrebarea este cum faci rost de alternative când în fața ta e ceață. Ei, cum se numește chestia aia din filmele cu Tarzan? Aia maceta. Ei maceta și îți croiești o cale, nu? Cred, nu știu, abar n-am. Sună bine. Nu am niște... Pe de altă parte, mie mi se pare că unii se nasc cu șanse mai mari de a deveni antreprenori și atunci au maceta la ei, știi? Și atunci văd căi acolo unde sunt, știu pe cineva, de exemplu, care știe cum arată casa goală, mobilată. Adică știe de la început, chide ochii și zice asta e acolo, pam, 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 cu niște mobile care nu există încă. Adică știe așa. Unii oameni sunt, și mi-ar plăcea să fiu așa, adică sunt fan. Nu sunt deloc așa, sunt zero. Unii oameni fac asta cu viitorul lor. Unii oameni fac asta cu companii sau cu idei de business. Dacă aveți talentul ăsta, să știți că nu toată lumea e așa. Aveți talentul ăsta la ceva? Puteți să-mi spuneți la ce? La ce? Ce? Fabrica, așa, da. Dacă aveți, ăsta e un alt criteriu de bun, deci da. Ai impact, îți place și ai... O să envision, cred că se numește chestia asta. Vizualizează viitor. Deci e un talent, eu n-am. Go for it. Ia maceta și... Deci dacă ai fi în fața unei situații în care nu reușești să determini în care opțiuni... Care nimic nu-i bine. Ba da, eu cred că sunt niște opțiuni, dar niciuna nu-ți place. Ok, și ce ai face? Mai croiești una. Adică o fabrici pur și simplu? Da, așa, nu? Din aer? Cred, nu știu, acum descoperim împreună, da, cred că nu din aer, din junglă. Cred mai degrabă tai în ceva, deci nu crezi ceva, mai degrabă o tai în ceva. Adică așa, faci 5 pași într-o direcție? Cred că da. Și vezi dacă e ce vrei? Cred că așa construiesc antreprenorii, nu? Adică văd că e ceva, o lipsă în piață, și atunci, ăștia-s fraieri. Cred. Nu știu. Ți-am răspuns la întrebare. Cred că știi mai bine ca mine. Cred că m-ai întrebat doar ca să mă faci de rușine, nu știu. Sau să te dai mare, una dintre cele două. Ce... Da. Ok, dar ăsta e un punct bun de plecare. Da, ce da, o să mă gândesc foarte mult la chestia asta. Da, 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 exact. Ok. Mulțumesc mult. Bună seara, am reușit să fac rost de microfon. Double weapon, da. Mulțumesc pentru seara aceasta. Am două întrebări care mă preocupă. Una e puțin mai scurtă. Îmi spui numele, te rog. Alina este numele meu. Oare deciziile se simt în corp? Asta e intuiția sau e, nu știu, o păcăleală a minții sau chiar e pe bune ceea ce simt în corp când rezonez cu o decizie? Răspunsul este da. Deciziile se simt în corp și da, este o păcăleală a minții. Este felul în care funcționează intuiția. Intuiția e un fel de instinct, o specie de instinct. Instinctul e ceva ce simți chiar dacă ești într-o situație nouă. Intuiția este ceva ce simți, o judecată, da? Că trebuie să o iau pe aici sau trebuie să-mi fac propria cale, care nu e foarte bine argumentat, dar care funcționează în felul următor. Ai un aparat în subconștient care identifică pattern-uri, modele din trecut care se cam potrivesc cu asta. La șahiști ei văd poza întregii table și o compară cu cele zeci de mii de la mai știu, de partide pe care le-au jucat sau le-au citit și nu știu că cal merge la B1 sau ceva de genul ăsta. Ei văd poza aia și știu că ar putea să acționeze așa, știi? Și chestia asta e pescuită, dacă întrebi șahistul nu știe să zică că ăla a jucat atunci așa și simte în ficat chestia asta undeva. Are acel OAWE, adică sentimentul de aha moment, să zicem, care îți dă un platoaș de hei, am coborât din ceruri, pogorât din ceruri cu această frumoasă soluție la problema ta, bar n-ai de ce, bă, dar trebuie să fie adevărată, că prea e așa. Și un tip care lucrează, care cercetează la aceeași universitate din Olanda, la VU, a publicat o chestie foarte mișto. Le-a zis unor oameni, grup de control și grup de treatment, niște chestii, un fel de pilde de-astea, de business, că să angajezi pe cineva nu pentru calități, ci pentru atitudine, să zicem, sau ceva de genul ăsta.
Le-a împărțit în două, ca așa, celor de grupul de control le-a zis asta, celor din grupul de treatment le-a creat un aha moment fals și foarte pe față, și anume ultimul cuvânt ăla, cheie, era anagramat. Și le zicea să angajezi nu pentru skills, ci pentru, și în loc de attitude scria to denote. Și oamenii stăteau un pic și ziceau, pentru attitude, nu știu ce. Oamenii care au avut un aha moment, care încă o dată nu era despre conținut, era despre așa, au ținut minte mai mult și au aplicat mai tare chestia respectivă. Deci, cum ar veni, e un platoaș, dar te poate și păcăli mintea că e ceva valoros acolo. Am răspuns la întrebare? Da, da, mulțumesc. Și vreau să mai știu unde este, aici am copii și sunt foarte atentă, unde, cum să fac diferența între ai lăsa și ai încuraja să se răzgândească, dar și ai încuraja să ducă un lucru până la capăt. Uh-huh. Unde e diferența între chestiile astea două? Mă întrebase Andreea cum putem să punem asta cu Goldilocks Principle. Eu cred foarte tare într-o formă, într-un grafic care arată așa, un U-shape, nu e Gauss aia, nu e o fetiță cu așa, nu e pipi șosețica, e una cu părul așa, care zice că lucrurile nu merg liniar, cu cât am mai mulți bani, cu atât o să fiu mai fericit, cu cât ceva, cu atât ceva. Și în principiu merg așa. Și anume, dacă ceva e puțin, nu-i bine, dacă e prea mult, nu-i bine. Ideea e că nimeni nu știe unde e just right, ca la Goldilocks. Numai bine. Tocmai bine, da? Și eu cred că e pe încercatele. Dar la copii cred că trebuie lăsat să exploreze mult și să-și creeze un fel de independență și autonomie și curaj și să fie supereroi în lumea lor. Cred că așa funcționează bine. Dar nu știu, află just right, dar e și așa, așa e, și e bine. Solomonic, am zis. O să mai luăm o singură întrebare. Scuze toată, scuze, nu pot așa, pentru că vreau să bag criteriul discriminator la decision making, și anume cine are și mână și microfon. Sunt două mâini, două microfoane, deci cum ar fi, puteți să mai luăm două întrebări? Da. Bine. Pentru că nu pot să aleagă dintr-una. Salut. Da, mă gândesc ce să aleg, ce întrebare să-ți pun ca să-mi dai cartea, quit, dar o să aleg dintr-una. Aoleu, trebuie să dau cărți. Da, trebuie să dai cărți. Da, am scris întrebările. Știu, mulțumesc. Bine. Fire de la de întrebări, zi. Radu, sunt curioasă, ai dat multe exemple așa în care în hindsight... Ne spui numele, te rog. Salut, Adina, scuze. În care în hindsight te-ai cam contrazis, dar unul în care ai simțit că te contrazici in real time, adică cu toată conștient și mindful, ai ales să îți ignori sau să... Nu pe ale tale, să ignori lucrurile pe care le predai, un fel de... N-ai vrut să faci ce zice Popa Atanasiu. Și de ce? Care-i povestea din spate? Adică... Da, da, și uite, despre asta vreau să fac o discuție lungă cu Andreea, pentru că eu predau că... Și sunt foarte multe exemple despre cognitive biases când te duc în deznădejde și amăreală și faliment, dar eu cred că au și valoare în ele și câteodată trebuie să mergi pe prostie. Pentru că s-ar putea, într-un joc, în teoria jocurilor sunt jocuri care se repetă la infinit, s-ar putea atunci să ieși un pic mai câștigat. Dar nu pot să-ți dau un exemplu practic, că n-am. Sorry. Dar e ceva pe care... Deci, pe scurt, vino la discuția noastră, la dezbaterea noastră de peste jumătate. Gata, trebuie să facem acum. Și încă o întrebare. Salutare, mersi mult, mulțumim pentru discuție. Cătălin e numele meu. S-a discutat despre răzgândire, luarea celei de-a doua... sau punerea altor opțiuni pe masă, generarea unui sistem prin care putem să investim în companii. Cum anume ajungem să ne setăm acea intenție pentru a crea contextul prin care noi să putem să fim în acel cadru, pe lângă a activa acel pitic care să se întrebe mereu de ce? Mai e vreun alt sistem sau alt as în mânică care ar putea să ne creeze acel context prin care noi să mergem proactiv către aceste direcții de îmbunătățire, ca să le zicem așa? Nu știu să zic, dar mai bine precizez că nu e cineva care întreabă de ce, sau ca, cred că era Cocoșilă în Moromeții, care întreabă pe ce te bazezi. Aia e critical thinking și e foarte bun. Nu despre aia vorbeam, nu despre de ce, ci despre un de ce mare de tot în strategie, ceva cu big audacious goal, ceva de genul ăsta. Și anume despre ce sunt eu.
Aia e altceva și nu e un pitic, aia e un genie de la mare de tot, care te domină și te întrebi despre ce sunt eu. Asta mi se pare că e un far bun de ghidaj. De ce decizii. Fac ce fac, nu de este... Despre ce sunt eu pe lumea asta, da. Care e cioaca cu mine? Nu făceam referire la cel de ce, ci mai degrabă la momentele pe care le avem noi de-a lungul zilei, să zicem, okay, în care ajungem să ne întrebăm de ce facem un lucru sau de ce ajungem să luăm. Okay. Exact. În afară de asta, nu știu că de-abia am început să mă gândesc la asta, cum să ai prilej să te gestionezi mai bine. Ia-ți un prieten, cârcotaș. Auzi, bă, dar de ce te îmbraci tu tot timpul cu dălea? Pentru că mie îmi plac, dar nu ți-ai dat seama că... ok, s-ar putea să ai dreptate. Cam așa, nu știu altfel. Mulțumesc. Mulțumesc și eu mult de tot. Eu am să te las să sper să înțelegi ce am făcut aici, să alegi cui vrei să dai cărțile. Okay. Aici sunt toate întrebările. Și am să vă pun eu o întrebare. Pentru cine a mai fost, este... Cine a mai fost știe exact că avem o ghicitoare și că cine ghicește primul răspunsul la această ghicitoare are cadou de la MedLife un pachet, un abonament complet corporei cu tot ce vă puteți dori în el, de la analize, investigații, tot ce vreți voi în el. Pun întrebarea, să vă să ridicați mâna și să spuneți răspunsuri, ridicând mâna ca să știm cine a ghicit prima oară. E așa, este fundația pentru leadership, relații și progres. Cu ea, deciziile noastre sunt mai înțelepte. Fundația. Am zis fundația. Fundația Rebele, cine este asta? Este încredere. Am să te rog să o cauți pe Florentina? Andreea? Andreea? Ok. Da, sunteți aproape pentru pachet. Te-ai hotărât sau vrei că eu mai am niște întrebări să vă pun, că mai avem niște cadouri de la Autonom pentru voi. Eu m-am hotărât dacă e vrei acum sau să te mai dați. Hai să dai cărțile la final. Maria, care este aici, are pentru voi cărți, nu știu ce cărți are, dacă siguranță-s mișto, și m-a rugat să întreb următorul lucru și mi s-a părut foarte interesant. Avem 5 cadouri. Este cineva care a ținut minte sau a aplicat ceva din acest sezon, dacă nu din seara, sau ține minte ceva din seara asta, o idee? Fie din tot sezonul, fie cu care plecați azi de aici. Că este ok să te răzgândești? Cineva care n-a întrebat până acum, te rog. Te rog, tu. Da. Să cauți mai multe opțiuni. Ok, cred că mai avem... Da, îmi pare rău, sunt mai multe mâini decât avem noi cărți. Te rog, tricou roz. Cum? Cu Decision Metrics. Da, aha, ok. Maria este aici și o să o găsiți după. Te rog. Ăla de definire, de nu știu ce. Ok. Să-ți faci o sculă de decision making. Făceți-vă propriile scule de decision making. Da. Wonderful. Wonderful. Mai e acolo. Mai avem? Păi da, dar nu știu dacă Maria mai ai cărți. Dar ziceți oricum că e mișto. Da. Cum? Ascultă-ți ficatul. Ascultă-ți ficatul. Și e mână acolo, o mânuță. Și o mânuță acolo. Zi. Serios? Asta e învățat cum să faci un arbore decizional. Foarte fantastic. Tare. Foarte, foarte tare. Nice. Ok. Zi cărțile, te rog. Bine. Radu. Stai că le-am pierdut. Pentru cine m-a întrebat ce înveți din business în alergare? Din alergare în business. În ce limbă citești de obicei? Ok, atunci o să-ți dau cartea mea preferată despre alergare, care se numește Born to Run.
și ce-o dau, ce, ce cum facem asta? Când veniți voi la final și luați cărțile de la Radu. Pentru cine m-a ajutat să am un fel de aha moment care stă în dreapta ta, așa, dacă ați venit împreună v-ați scos ca grup așa, cum ar veni Izabela, da, m-am dat mare, da? Am o carte scrisă de un autor favorit de-al meu, e cartea mea de critical thinking, da? Așa. Pentru cineva care m-a întrebat o întrebare, am știut eu ce fac cu ele, care m-a întrebat o întrebare despre ce pot să faci în timpul liber și pe care l-am văzut în timpul lui liber și al meu liber, tot despre alergare, dar să dea aceeași carte în limba română, deci Born to Run, asta e pentru tine, născut pentru a alerga, poate te ajută cu ceva, da, da, da. Și mai am pentru tine care o să mă gândesc mult la chestia asta. Când n-ai opțiuni carte, și nu vezi. Cartea, ultima mea carte preferată, cartea Quit a lui Annie Duke, care e foarte, foarte cool. Deci cam așa. Ok, Radu, înainte. Și pe toți ceilalți, să știți că mi-au plăcut întrebările voastre foarte tare. Asta nu înseamnă că e un ranking, dar aș fi vrut să am 24 de cărți. Păi data viitoare, când o să vii aici, o să te rog să vii cu 24 de așa cărți. Așa. M-am scos, mă mai cheam o dată. dacă te mai uite, dacă te mai votează oamenii. Ai cu vot? Că nu e cu, da, nu e decizia mea. Înainte să te întreb despre un mesaj de final, aș vrea să fac următoarea treabă. Vreau să vă vorbesc despre niște oameni. Și pe măsură ce vorbesc despre ei, nu sunt toți aici, dar cei care sunt, am să-i rog să vină lângă mine. Ana Diceanu. Știți cum sunt oamenii aceia când nu trebuie să vorbești foarte mult și lucrurile se întâmplă? Când am început să lucrăm împreună la început de sezon, m-a întrebat Fianta, ce vrei tu să se întâmple la final? Aia a fost cea mai importantă conversație a noastră, n-am avut foarte multe de atunci, toate au fost foarte clare, toate lucrurile s-au întâmplat. Multe dintre ideile pe care le vedeți aici sunt ale ei, raftul cu cărți, vederile din vacanță. Îți mulțumesc, Ana, Raluca, Andreea. Vreau să veniți lângă mine pe măsură ce vorbesc. Horia Baldea. Horia mă sună cu vreo două zile, dar cu vreo săptămână, 10 zile, și îmi zice, băi, Andreea, știi că în intro-ul de la Mihai Pohonțu ai dat o cifră, da? Da, câte jocuri eșuează. Știi că el în interviu spune altă cifră, da? Deci ai greșit cu un ordin de mărime. Ce fac? Mai puțin important e ce a făcut, că l-am rugat să taie greșeala aceea, că era noapte și trebuia să terminăm. Dar Horia editează audio-video toată munca noastră și faptul că a sunat să spună, vezi că ai greșit, pentru mine a fost extraordinar. Îți mulțumesc, Horia, nu știu unde ești, dar am să o să vin încoace. Ana, vorbeam serios, Simon. Andreea, tău. Dar vină, domnule, încoace. Horia, unde ești? Eu nu pot să stau jos, că nu asta în picioare, gata. Ok, Albert. Albert Vrăbiuță păstrează împreună comunitatea noastră, vie, în social media, conectată. Are răbdarea... Deci, n-aveți idee cum e cu Albert. Eu îi spun lui Albert, bă, dar nu se poate, da, dar nu vezi că nu merge. Și Albert se uită la mine, zice, da, Andreea. Bă, are răbdare. Pentru mine asta este extraordinar, pentru că eu n-am răbdare. Așa că îți mulțumesc pentru răbdare, Albert. Și îți mulțumesc pentru blândețea cu care întâmpin excesele mele de diverse lucruri. Îți mulțumesc tare mult. Teodora vine și zice, Fiantă, m-ai rugat să mă gândesc la aia, Teodora, jos. Dar am aici un mood board unde ai 5 direcții. Cu desene, cu tot, cu research, cu toate lucrurile de care am nevoie. Ce e timeless, ce e modern. Îmi spune nu cu aceea serenitate cu care îmi spune Duzit. Zice, nu, Andreea, chestia asta nu se poate face, nu este în linie cu brandul Vast & Curious. Nu, culoarea asta nu poți folosi, fontul ăsta nu merge, nu știu ce. Teodora și echipa de la Bonnie și Clyde creează toate vizualurile noastre. Iuliana, care lucrează alături cu Teodora,
care este neclintită. Deci dacă vrei ca ceva să fie făcut, îi dai Iulianei. Dacă vrei să te confrunți cu cineva care nu se enervează niciodată, vorbești cu Iuliana, dar vrei să te enervezi rău cu cineva care nu se enervează niciodată. Dar, Iuliana, mulțumesc foarte mult pentru vederi. Nu știu unde ești, dacă mai ești. Cristina, nu știu dacă a ajuns în seara asta. Cristina îmi scrie și îmi spune: m-am uitat la X și Y, cum ai schimbat tu, cum ai scris tu un text, și fii atentă că m-am gândit să fac și eu la fel, și uite, asta e varianta nouă de text. Ea editează toate textele noastre, face intro-urile la scripturi. Nu știu ce să zic, dar n-aș vrea să lucrez cu nimeni altcineva. Vreau să-i mulțumesc lui Marius. Vreau să-i mulțumesc lui Marius, care e atent cu pozele și ne așteaptă tot timpul să ne pună minunile astea la ureche. Vreau să-i mulțumesc Doriei, care, nu știu că ați văzut, dar fotografiile Doriei, suntem cu toții foarte, foarte frumoși. Ăsta este darul Doriei, să vadă frumos un oameni. Doria, îți mulțumesc, nu știu unde ești, ești aici. Îți mulțumesc și foarte mult, am să te rog și pe tine. Și eu îți mulțumesc anticipat. Voluntarii noștri, vă rog, veniți aici. Echipa cu care lucrează Horia, Roald și Răzvan. Și Daniel, care nu este acum aici. Vreau să dau ăsta la o parte. Și vreau să veniți voi aici. N-aveam cum să fac nimic fără ei. Vă mulțumesc mult. Dar de ce nu vin și voluntarii noștri? Hai. Și Doria, și Roald, hai! Good! Și acum o să... Vino încoace! Tot eu! Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Oh, wow! Mersi, Radu! Wow! În această notă te rog să mergi tu în lumină. În această notă vreau să te întreb dacă este vreun mesaj cu care vrei să plece, să plecăm în seara asta de aici, apropo de decizii, de orice. Da, două, un ceva și un mulțumesc, imediat că le zic. Acel ceva e cineva care are o dilemă care îl freacără de tot și nu doarme noaptea? Da? O să fie ok. O să fie ok. Pe cuvânt o să fie ok. O să vedeți, o să vorbim și o să fie ok. Al doilea lucru, e bazat pe știința asta, pe cuvântul meu vă arăt și studiile, o să fie ok, da? Al doilea lucru, m-am simțit bine aici, foarte, foarte bine, îți mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc că vorbim, îți mulțumesc că mă faci să make sense și vă mulțumesc vouă pentru întrebări. Și atunci, dacă vreți să dați ceva mai departe, ajutați oamenii să-și pună întrebările care contează. Adică puneți-le întrebări, că îi ajutați foarte tare. Și pentru asta vă mulțumesc foarte, foarte tare. Îți mulțumesc ție că mi-ai pus și mai multe. Ne vedem în septembrie. Și veniți să luați cărțile. Tot așa. Să mă dau mare. Nu așa, tot așa. Mulțumesc mult, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc să nu uitați de cărți. Ne vedem în septembrie. Vă doresc o vară senzațională. Nu uitați de podcast, de newsletter. Să fiți bine!